acel pahar. Bine v-am găsit, vă spunem, din studioul Alfa Omega TV la o nouă emisiune, Calea, Adevărul și Viața. Emisiunea aceasta este în direct, genericul sub care încercăm să purtăm discuție din studioul acesta este Puterea Cuvântului Rostit. V-am spus acest lucru pentru că, fiind emisiune în direct, ca de obicei ne rugăm pentru cererile pe care ni le trimiteți. Deja au venit foarte multe cereri pentru această emisiune, în continuare sunt numele de telefon, adresă de e-mail pe care ne puteți scrie și solicita rugăciuni, pentru că îți vor face rugăciuni în această emisiune. Așadar, subiectul acestei emisiuni, Puterea Cuvântului Rostit, bine ați venit în studioul nostru, le spun invitaților noștri, fratelui Faniel Șerban, care vine de la Brașov. Mulțumesc de invitație. Din Supăstorește Biserica.0 și fratele Florin Dan, pe care știți din numeroasele apariții ca unul din liderii lucrării Rugul Aprins, așa am avut îndemnul să vă prezint. Slujitor într-o biserică din județul Bihor. Aceica. Dar sunteți, nu chiar săptămânal, dar în toate emisiunile Rugul Aprins, odată la de două, de trei ori pe lună, când le difuzăm în zilele de duminică. Fiecăruia când v-am prezentat subiectul acestei emisiuni, fiecare mi-ați pus o întrebare, cuvântul rostit cu C mare sau cu C mic. E vorba de orice cuvânt care iese din gura noastră sau e vorba de cuvântul insuflat al lui Dumnezeu? Și am decis, cel puțin în prima parte a emisiunii, să vorbim în general despre cuvintele rostite de noi. Și nu neapărat de cuvântul inspirat de Sfânta Scriptură, nu neapărat de cuvântul rostit, luat, preluat de pe Sfânta Scriptură și folosit de noi în slujirea, în rugăciunea noastră. Și aș vrea acum, frate Florin, frate Fănel, să faceți o introducere la acest subiect. De ce este important totuși să abordăm nu numai cuvântul cu C mare, cuvântul Scripturii, cuvântul întrupat, ci să discutăm într-o astfel de emisiune și despre cuvintele care ies de pe buzele noastre. Este biblică această abordare? Este utilă? De ce să ne focalizăm pe faptele noastre, pe cruce, pe... E o întrebare pentru amândoi. Da, este o întrebare legitimă. Nu cred că vreun creștin evanghelic își pune problema dacă cuvântul lui Dumnezeu este puternic sau nu. Cuvântul se definește pe sine foarte clar că este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Se pune problema dacă cuvintele noastre rostite au putere sau nu. Sau mai bine spus, dacă vorbirea noastră are putere, are influență. Mulți se raportează la vorbire doar din punct de vedere moral. Vorbesc urât sau frumos? Vorbesc plăcut Domnului sau neplăcut Domnului? Și se pune întrebarea, este vorba doar de atât sau nu? Este foarte interesant când oamenii citează, indiferent de spectrul evangheliei din care se trag, Geneza 1 cu 26, să facem om după chipul și asemănarea noastră, vorbesc despre toate lucrurile care ne aseamănă cu Dumnezeu. Da? Ok, nu creăm, dar avem o putere creativă, da? Avem imaginație, putem face lucruri, inventăm lucruri în asemănare cu ceea ce Dumnezeu a făcut. Dar de ce nu ne uităm la prima parte din Geneza care spune Dumnezeu a zis și s-a făcut? Adică există, se pune întrebarea, există aceeași putere și în gura noastră sau ea aparține doar lui Dumnezeu? Eu cred că dacă în seara aceasta împreună cu fratele și cu întrebările care dumneavoastră le veți spune pe masă, eu cred că vom ajunge să răspundem și cei care ne urmăresc vor putea concluziona împreună cu noi că vorbirea noastră nu este doar o vorbire, cuvinte aruncate. Eu o să subliniez la timpul oportun importanța vorbirii din perspectiva Scripturii așa cum eu înțeleg. Nu numai o transmitere de idei, spuneți ce are și o importanță specială. Sigur. Frate Florin, ce gând am? Știu că folosiți mult cuvântul Dumnezeu în rugăciune. V-am urmărit, v-am înregistrat în multe întâlniri de rugăciune când folosiți cuvântul Dumnezeu intens de pe paginile Scripturii și demonstrați că El este viu și lucrător. Dar
Fratele Fănel Șaban a deschis puțin zona discuției noastre legată de importanța vorbirii. Dacă stau să mă gândesc cât de greu e să înveți să vorbești. Trebuie ca și copiii 3, 4 ani, 5, ca să începem să vorbim. Cred că Dumnezeu pune un accent foarte, foarte puternic pe cuvânt. Cuvântul rostit, așa cum am spus. Și am stat zilele astea și m-am gândit ce important ar fi dacă cuvintele noastre ar avea măcar culoare. Că așa când ies, n-au nici formă, n-au nicio dimensiune, dar măcar culoare. Și atunci mi-am dat seama cât de importante ar fi cuvintele măcar după culoare. Și, cum spunea și fratele Fănel, dacă Dumnezeu a început la creație prin cuvânt, mă gândesc că asta e foarte important. Cuvântul, și am o vorbă mea, ce zice în Ioan capitolul 1, la început era cuvântul. Și asta cred că definește și personalitatea noastră. Cuvântul ne face ceea ce suntem. Cuvintele ne fac ceea ce suntem. Și nu numai ceea ce suntem, ceea ce și devenim. Ceea ce, de fapt, gândim, ceea ce avem ca și priorități. Da, cum spunea fratele, o să încercăm în seara asta. Știu că e foarte greu subiectul ăsta. Nu numai că e greu, e sensibil și unii s-ar putea să se ascundă după ideea asta cuvintelor. Da, cuvintele au putere. Am să vă și provoc cu, pentru mai, să mergem mai departe, cu un verset din Matei 12 cu 36. Mi l-am notat aici, tocmai era acolo sunt. Și acolo sunt. Interesant, eu mi l-am și scris. Să vedem, în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit și, într-adevăr, de fiecare cuvânt, noi ne așteptăm să fie acolo de fiecare faptă, dar Dumnezeu spune de fiecare cuvânt. Poate că și faptele contează, bineînțeles. Să vedem de ce Dumnezeu, probabil că nu se referă doar la cuvintele cu conotație biblică, la fiecare, la orice cuvânt, orice înseamnă orice. Exact ce spunea fratele Florin. Cuvintele ne definesc. Și, de fapt, Iisus specifică asta exact în pasajul care dumneavoastră l-a spus, eu aveam deja deschis, asta era scriptura cu care aș fi început. Zice, în versetul 33, ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău, căci pomul se cunoaște după rodul lui. Pui de năpârci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit, căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Mă întorc aici. Dacă luăm doar textul acesta, putem vorbi din perspectivă morală. Aici textul vorbește să vorbesc frumos, și atunci înseamnă că eu sunt bun, sau dacă vorbesc rău, înseamnă că sunt rău. Dacă o luăm doar textul acesta, atunci pierde acel fundal al subiectului nostru. Au cuvintele noastre rostite. Putere? Cuvintele noastre rostite au putere? Bineînțeles că au putere, pentru că dacă mergem mai departe câteva capitole, la capitolul 15, deja Domnul Iisus spune nu numai că gura mea vorbește din prisosul inimii și arată exact cine sunt, ci gura mea, ceea ce iese pe gura mea, mă și spurcă. Și cuvântul spurcă, acolo este un cuvânt ritualic, are de face cu a mă întina, a mă murdări din punct de vedere spiritual. Foarte, foarte interesantă perspectiva. Eu aș vrea să fac o completare la ceea ce pasajul similar din Luca, din capitolul 6, că ați spus la un moment dat, oamenii vor fi șocați că vom da socoteală pentru cuvinte, nu pentru fapte. Pentru mine este, și Matei spune la fel. Care este versetul? Luca 6, cu 45. Omul bun scoate lucruri bune. Când ne gândim la lucruri. E nu doar ceva ce nu se vede. Ceva ce nu se vede. Un cuvânt nu se vede. Și știm noi vorba aceea, după ce a scos un cuvânt greu, mai face înapoi. Dar spune aici, omul bun scoate lucruri bune din visteria bună inimii lui, pe când omul rău scoate lucruri rele. Lucruri. Foarte, foarte aproape
nu doar limitează doar la ceva care sufli. Ci se pare că Domnul Iisus Hristos a vrut să spună că în momentul în care scoți un cuvânt, de fapt scoți un lucru la iveală. Scoți ceva de o dimensiune oareși care. Și când stăm să ne gândim că oamenii atunci când vorbesc de bine, da? Că spuneam adineauri de versetul din Proverbe 18 cu 21, unde spune că moarte și viața sunt în puterea limbii. Ei, când stăm să ne gândim, când vorbești curat, frumos despre cineva, nu numai că trimiți parcă ceva nevăzut asupra lui, trimiți parcă lucruri ceva în viața lui. Sau dacă ai, știm lucrul ăsta, înainte să mă întorc la Domnul, am înjurat, blestemam, e ca și cum ai trimite ceva, lucruri rele. Nu doar cuvânt. Dumneavoastră îmi vedeți cuvintele acum? Nu mi le vedeți. Dar în momentul în care le rostesc asupra cuiva, asupra mea, familia, celor din jur, trimit ceva lucruri. Greu de înțeles asta, dar totuși, eu cred ce a spus Domnul Iisus. El a spus, scoate lucruri, o dimensiune mai mică, mai mare, ceva. Și repet, mi-ar tare place să avem posibilitatea să ne vedem culoarea vorbelor. De exemplu, cineva care ar înjura sau ar vorbi de rău, negru ăla, și, sau în momentul în care vorbești de bine, să zic că laud pe fratele Tudor, să iasă cuvintele acelea în un verde așa, sau un albastru. Nu, vă dați seama, ușor dăm drumul la cuvinte, dar ele, de fapt, poartă niște lucruri, o încărcătură, fie, poate ne judecă cineva, dar o încărcătură pozitivă sau negativă. Da. Poartă ceva. Da. Ce spune fratele și ce am citit și din pasajul acesta, că gura vorbește din prisosul inimii sau din gură ies lucruri, e foarte interesant cât de ignoranți suntem noi evanghelicii față de știință. De exemplu, în psihologie, în consiliere, există o regulă de bază. Uită-te ce anume repetă persoana pe care o consiliezi și ai să știi universul în care se află. Noi suntem ignoranți. Nu, pot să vorbesc cum vreau, când vreau, dar dacă ne uităm cu atenție în Scriptură, vedem că vorbirea noastră are importanță. Nu este un subiect în colțul Scripturii. Iisus vorbește despre vorbire, Scriptura vorbește despre vorbire și aș vrea să mai citesc un pasaj din Vechiul Testament care pe mine m-a fascinat tot când ați lansat subiectul. Cuvântul ăsta a căpătat greutate. Numeri 14, când poporul a început să se răzvrătească înaintea Domnului și înaintea lui Moise și a început să își lase inima să curgă pe gură. 14 cu cât? Numeri 14 cu 28 zice, spune-le pe viața mea, zice Domnul, că voi face întocmai cum ați vorbit în auzul urechilor mele. Dacă cei care ne urmăresc își pun întrebarea, aș dori eu ca Dumnezeu să-mi facă mie exact cum eu vorbesc, cum ceea ce mi se pe gură, Dumnezeu să zică, așa voi face, ce ai vorbit în auzul urechilor mele, așa voi face. Chiar ne dorim, chiar vrem, avem această trăire. E în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a făcut-o cu ei, spune Pavel în Corinteni, că este o pildă. Uitându-ne la poporul Israel, este o pildă pentru noi ca să învățăm să nu cădem în aceeași pildă de neascultare. Ce a fost pentru ei este valabil și pentru noi astăzi. Deci la acest punct al discuției noastre, foarte, foarte repede ați reușit, sper să provocați pe cei care ne ascultă să fie foarte atenți cu ceea ce spun, pentru că este important. Aș mai adăuga un verset, l-ați pomenit deja, din Proverbe 18 cu 21, poate mai faceți un scurt comentariu, moartea și viața stau în puterea limbii, și chiar spuneam că începe cu moartea și nu cu viața. Moartea și viața sunt în puterea limbii, oricine o iubește, va mânca roadele și noi folosim acest verset, dar poate nu-i dăm semnificația potrivită. Poți să ucizi cu limba sau poți să dai viață cu limba? Dar de ce nu citați și 20-ul? Pentru că și 20 are la fel de multă greutate. Deci punem și 20. Din rodul gurii lui își satură omul trupul. E foarte interesant. Adică omul... Proverbe 18 cu 20. 20, da. Din rodul gurii lui își satură omul trupul, din venitul buzelor lui se satură. Cum adică? Adică dacă ne gândim la un predicator, poate...
că avem explicația, e plătit ca să vorbească, nu? Sau un politician. Nu, nu, la asta este, nu la asta face referire Scriptura. Dacă nu ar fi avut versetul 21, atunci ne-am fi gândit că în direcția aceasta. E vorba de un orator care este plătit și câștigă bani pentru că vorbește frumos. Nu, nu. Acolo, cuvintele care vor ieși din gura mea sunt de fapt semințe. Domnul Iisus vorbește în pilda semănătorului și el spune, cuvântul este ca o sămânță și sămânța aceea va duce rod. Asta ne spune cuvântul. Modul cum eu vorbesc este o sămânță aruncată care va duce rod în funcție de ceea ce eu am spus. Și bineînțeles, decid dacă semăn moarte sau semăn viață. Eu cred că e ca un avertisment. Exact. Și ca un avertisment. Exact. Moarte și viața sunt în putere limbii. Atenție ce spui. E ca un avertisment. În Ieremia 18:18, cei care complotau împotriva lui Ieremia, haide să-l ucidem cu vorba. Deci e clar că e un avertisment pe care înțeleptul îl dă aici din partea lui Dumnezeu. E important ce spui. Și exact cum am zis adineauri, putem aduce flori sau putem aduce cenușă, putem da fericire sau putem aduce lacrimi. Și asta din, exact cum zice Iacov, mădularul ăsta mic. O să ajungem și la Iacov, vorbesc mult despre limbă pe un pasaj destul de larg din Sfânta Scriptură. Am mai discutat chiar în vremurile când ne-am cunoscut la Dupanel despre legăminte pe care le facem din știință, din neștiință, despre juruințe pe care le facem în diverse momente, despre vorbe care le spunem asupra noastră înșine, așa zisele autoblesteme. Poate putem să vorbim puțin și despre asta. Eu am fost și eu pionier, am fost și eu tecist. Sunt unii care am vorbit despre asta și la telefon de dimineață, v-am întrebat dacă a fost utegiști în tinerețe. Dar poate, dincolo de aceasta, sunt lucruri care, promisiuni care le-am făcut în viața noastră, sau vorbe, sau ne-am asupra copiilor noștri, asupra celor cunoscuți, am spus cuvinte, să vorbim puțin și despre asta, pentru că chiar ne vom ruga pentru asta, despre legături care le aruncăm. Ați pomenit puțin, dar să intrăm mai specific, pentru că sunt multe întrebări deja care vizează această zonă. Am cunoscut un om acum câteva zile, pentru prima oară ne-am întâlnit, nu am știut de el până în momentul acela. El știa de mine și în timp ce discutam, am învățat câteva lecții despre credință. Deci trebuie să mărturisesc că după întâlnirea aceea am fost atât de bulversat, am fost ca un computer la care s-a blocat hardul și a trebuit resetat, instalat totul Windows. Am zis, trebuie să revizuiesc anumite subiecte în cap, pentru că noi slujitorii suntem de multe ori în pericolul acela al rutinei. Facem din nou și din nou, pentru că omul vine poate o singură dată la mine și se confesează, mă rog, pentru el este eliberat și poate nu mai vine niciodată. Dar eu fac asta cu mulți și asta poate deveni o rutină. Revin la subiectul cu omul respectiv. Îi povesteam, suntem acum ca biserică într-un proces de mutare, am închiriat o nouă clădire și renovăm acolo. Un membru din biserica noastră are o firmă de construcții și e foarte, foarte priceput. Și i-am spus, te rog, nu trata lucrarea asta ca orice altă lucrare. Știu că ești meseriaș, pe ce pui mâna iese de nota 10, de 5 stele, dar noi de la o închiriere doar duminica ne mutăm într-un loc permanent al nostru. Această mutare este cu o semnificație și greutate spirituală foarte mare. Talpa piciorului nostru va fi acolo, noi vom proclama zi și noapte numele Domnului și diavolul nu va face galerie și zice, ce frumos, iată, niște pocăiți acum au locul lor permanent. Nu, se va ridica împotriva noastră. Și am zis, grijă mare, trebuie să fii foarte atent. A doua zi, fetița lui era deja în perfuzii la spital, înghițise un antibiotic, o sticlă întreagă, o fetiță mică. Unul din cei mai buni muncitori al lui, muncitorul cheie în tot procesul acesta de renovare a noii clădiri, s-a îmbolnăvit și a căzut la pat. Mi-a zis, de când muncește la mine, nici măcar o oră nu mi-a lipsit. Și acum nu se putea ridica din pat. I-am povestit toată această situație acestui om, care l-am întâlnit prima oară în viața mea. Și îmi zice, se uită la mine și zice, Fănel, ai greșit.
Ok, îmi place să învăț, dar am zis, unde am greșit? Eu am avut acel duh de discernământ, am darul discernământ, am văzut mai dinainte și chiar recunosc că m-am lăudat cu asta. Am zis, uite, am știut dinainte, vezi că se întâmplă. Și zice, nu, tu ești autoritate spirituală. Tu, prin ceea ce ai spus, ai deschis și o ușă în casa lui. Tu ai văzut în lumea spirituală că, de fapt, lucrurile sunt serioase, dar puteai în același timp să închizi ușa. Să zici, da, este foarte serios, dar eu pun protecția sângelui lui Iisus Hristos peste tine și proclam ca orice atac demonic și orice influență, indiferent cum o tine, tu vei fi apărat. Pentru că el se afla sub protecția lucrării pe care domnul, în care Domnul a fost responsabil. Și că și noi, eu vorbesc de mine, suntem într-un proces de învățare și noi trebuie să înțelegem lucrul acesta, indiferent cât de talentați, chemați, înzestrați am fi de Domnul, într-un anumit domeniu, vindecare, liberare, învățătură, familie, noi tot timpul trebuie să fim, Doamne, învață-mă. Și îmi place foarte mult atitudinea lui Derek Prince. El spune că la 80 de ani încă a mai învățat un lucru, pe patul de moarte, a mai învățat încă un lucru nou despre Domnul. Și pentru mine asta a fost o lecție, să stau tot timpul deschis, să revizuiesc anumite lucruri care poate le știam, dar nu le știam cum trebuie. Și poate și emisiunea asta este pentru mulți lucrători o provocare să reconsidere poate poziția față de acest subiect, exact. Puterea cuvântului rostit. Eu am mai reținut două lucruri în timp ce îmi povestează de faptul că diavolul interferează în lucrările care sunt ale lui Dumnezeu și probabil că va interfera și încearcă să interfereze și clar că în minte blestem, vrăjitorie și chiar și în acest subiect al cuvântului rostit care ar trebui să fie binecuvântare din gura noastră, dar care, pervertit prin înșelătorie, poate să aducă blestem sau nebinecuvântare. Și, în același timp, e important să ne cunoaștem autoritatea. Două gânduri ce le-am avut în timp ce spunea. Să știm cine suntem în Hristos și să ne exersăm autoritatea chiar și în zona aceasta a cuvintelor. Aș vrea să mergem mai departe, dar ceva mi-a dat un curaj. Azi de dimineață am primit un e-mail care, într-un fel, mă gândeam că sintetizează. E un ecou a multor cereri de rugăciune care au venit. Cineva cu numele Miora, și nu o să spun mai multe despre dânsa, ne scrie un e-mail care cred că vă va da așa să simțiți pulsul nevoilor din trupul lui Hristos. Dânsa locuiește undeva într-o comună din județul Argeș și îmi spune: problema este între mine și părinții mei, în special cu mama mea, care aruncă în mine cu cuvinte grele, blesteme și cuvinte urâte. Mai departe, chiar acum îmi răsună în minte aceste cuvinte, deși știu că este foarte bătrână, că poate și eu la vârsta ei, poate voi fi așa, cu mintea răbășită, simt cât de puternice sunt cuvintele și mă afectează chiar și fizic, mă îmbolnăvesc, mă fac să fiu ca în acele groaznice cuvinte, mai ales că ele au fost folosite chiar de gura mamei mele. De aceea vă trimit acest mesaj și vă rog din suflet să-mi spuneți ce să fac, ce rugăciuni să mai spun, în afară de cele pe care le repet zilnic, de iertare, de liniște sufletească, de protecție. Mă lupt cu mine, spune această soră. Vreau să uit acele cuvinte, vreau să fiu eu însumi. Dar atacurile sunt foarte puternice, deși mama mea e credincioasă, aprinde candela, se roagă la Maica Domnului, spune cuvinte groaznice, satanice, blestemă, țipă, face scandal în jură. Cu străinii se poartă frumos, vorbește frumos, miros, parcă e o bătrânică cum se cade, prezentându-se pe mine ca fiind. Aștept în răbdare emisiunea dumneavoastră și poate vă găsi și pe această cale o picătură de liniște și de înțelegere. Deci multă lume își dă seama că e o problemă, dar nu știe cum să reacționeze, cum să se roage, cum să se împotrivească. Și mi-am permis să citesc mai mult din acest e-mail pentru că poate la mulți le va răspunde această emisiune. Poate mulți în familie au parte de vorbe, de legături, de situații similare. Haideți să vedem în zona aceasta autoblestemelor, a lucrurilor spuse, rostite. S-ar putea ca acea mamă să nu rostească asupra fiicei cuvinte din Scriptură, cuvinte obișnuite care nu aduc viață. Comentați puțin acest gând, această nevoie. Aș putea spune un lucru, sigur, poate nu să fie toți de acord cu ceea ce spun, dar în momentul în care noi rostim cuvintele, fie că sunt pozitive sau bune, negative sau rele, ele trebuie să pornească dintr-o bază, de un teren, de undeva. Și cred că terenul acela noi îl numim credință. Sigur, și credința falsă e tot un fel de credință, sau și o credință rea e tot un fel de credință. Și
Mi-a dus soția azi aminte despre un lucru care l-am auzit cu ani în urmă de la un prieten de nostru, David Nag, rabin mesianic. Spunea, deci, ca dovadă că noi ne rugăm uneori prea mult, sau prea mult, spune multe cuvinte, și nu avem răspuns la rugăciune, sau nu avem soluții, nu ni se trimite soluții. Ca dovadă că de uneori ne spunem cuvinte fără bază. Și cum spuneam și vorbeam și astăzi cu dumneavoastră, consider că în momentul în care noi spunem ceva, dacă există credință, fundament, lucrurile acelea prin viață, dar dacă sunt doar vorburie goală, așa aiurea, că chiar mi-am notat Isaia 29:13, să știți că există oarecum și o prăpastie între ceea ce spunem și inima, uneori. Isaia 29:13, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine, spune Dumnezeu. Și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Deci e posibil ca atunci când rostim cuvinte să credem în ceea ce spunem și ele au impact. Și asta am văzut-o în viața mea de slujire. Ei, la fel sunt sigur că se întâmplă și în cazul acestei femei respectivă să creadă ceea ce spune cuvintele lor. Dar există o soluție. Știu că ne poate afecta sau ne pot afecta cuvintele astea. Dar dacă credem și noi. Uite, cineva îmi punea o întrebare. Crezi în diavolul? Am zis nu. Cred în Dumnezeu. Știu că este diavol. Dar nu cred în el. Eu cred doar în Iisus Hristos. În momentul în care deschidem portița la cuvintele care vin cu credință din partea cui vin, și poate fi chiar o credință din aia demonică, cer scuze că așa, dacă îmi închid fereastra și nu cred în ceea ce spune, nu mă poate afecta cu nimic. Dumneavoastră, ce ziceți? Deci, da. Știu că e o zonă foarte sensibilă asta și în special în spectrul românesc, unde noi românii suntem foarte... Asta vreau să punctez ce spune fratele. Nația noastră, eu nu provin dintr-o familie de pocăiți, vin din mediul ortodox, și știu exact, în primele luni de credință m-am întors prin niște misionari norvegieni la Domnul și în primele luni de credință m-am confruntat, sau mai bine spus, cultura mea și credința mea populară s-a confruntat cu lucruri în care ei nu credeau. De exemplu, închide geamul sau ușa că mă trage curentul. Nu mai vorbesc de faptul că ei nici n-au înțeles termenul și ce anume se întâmplă cu... Am fost educat și noi știm asta, că există o credință fantastică în acest curent. Da, omenești. Da, în acest curent, geamul la mașină și așa mai departe. Vreau să vă spun, din momentul în care am înțeles clar că eu manifest o credință, exact ce zice fratele, o exprim prin vorbire, închide geamul că o să mă doară capul. Deci eu am credință. Deci dacă vorbiți cu orice soră sau femeie care depășește 60-70 de ani, deci e rabin în problema superstițiilor. Și numai asta. Deci sunt multe. Ei, vreau să vă spun, din momentul acela, vă spun experiența mea, din momentul acela am zis, eu nu mai cred în curent. Cred că este o superstiție și până în ziua de astăzi, au trecut peste 25 de ani, până în ziua de astăzi n-am avut niciodată problemă cu curentul, merg cu geamurile deschise, copiii mei n-au nicio problemă, ba dimpotrivă, îi îmbrac așa cum îmbrac eu, da? Soția de multe ori, nu știu, mămicile sunt mai... vor să protejeze mai mult pe cei mici și zic, nu, dacă eu mă simt bine, se va simți și el bine. Și iată că sunt protejați de răcel, de... Deci, eu cred că foarte mult rău ne facem noi și nu diavolul. Diavolul se folosește de ceea ce noi credem sau modul în care noi acționăm. Deci aș întări ce spune fratele, că... Ceea ce spuneți e la fel legat și de medicamente sau exact, de pastile. Exact. Anumiți oameni sunt dependenți de asta. Unii sunt surprinși că am spus că eu de ani de zile nu iau o pastilă, un medicament. De ce? Am credință că nu mă ajută, ci mă ajută doar Dumnezeu. Deci e vorba de o credință în ceea ce spune. Da, știți că există a existat un experiment într-un spital. Au dat tic-tac.
doctor, la pacienți. Li s-a spus că este un medicament experimental, ei cred că vindecă orice și rezultatul a fost fantastic, oamenii au fost vindecați. Am rezit de ce am spus faptul că, de adevăr, sunt poate vorbirea noastră, expresii, date la nivelul de obiceiuri, care dacă le exprimăm, le și credem, ele deschid o ușă pentru o influență și pentru a, în viața noastră, și ni se întâmplă exact ceea ce spunem și ce afirmăm. Și revenind la provocarea pe care v-am făcut-o, s-ar putea ca în viața noastră să fi făcut anumite legăminte, anumite vorbe, să fi spus noi, că mulți, mă gândeam și în echipa noastră, sunt persoane care sunt sensibile la curent și spun, închide geamul pentru că este curent, alții doresc să aibă geamul deschis pentru aer condiționat. Nu numai, exemplul acesta este un exemplu. Sunt mulți care am făcut promisiuni, ne-am legat, am afirmat anumite lucruri și poate că să ne pregătim de un moment de rugăciune să ne eliberăm de aceasta. Dar mai eu vă dau un exemplu din viața mea personală. Cu câțiva ani în urmă, datorită unor circumstanțe, am fost în punctul în care tot ce vorbim astăzi, dacă eu auzeam, cream că e o mare porcărie. Plecați cu lucrurile astea super carismatice și eretice, că nu mai vreau să aud nimic. Asta a fost starea mea. Mai mult decât atât, foloseam o expresie, pentru că nu mai credeam lucrurile acestea, foloseam o expresie. Măi, mi-e scârbă. Mi-e scârbă de tot ce aud, mi-e scârbă de aia. Mă refeream la situații dintr-un context bisericesc. Ce credeți că mi se întâmplă? Am ajuns până acolo încât nu suportam cravată, nu din cauza asta, nu am cravată astăzi, dar nu suportam cravată, nu mai puteam să mă spăl pe dinți. În momentul când apropiam periuța, aveam simptome de vomă. A fost un timp extraordinar, m-am dus la medici, m-au controlat, au zis, nu ai nimic, am crezut că am probleme cu stomacul, că m-am îmbolnăvit. Domnul ne lasă până ajungem în punctul să-L întrebăm, Doamne, de ce, ce este? Dacă medicii, în momentul când medicii mi-au zis nu găsim cauza, atunci imediat mi-a făcut click în minte și a zis, Doamne, ok, spune-mi Tu. Și a zis, vorbirea Ta este cauza. Și vreau să vă spun, m-am pocăit, mi-am cerut iertare, m-am deslegat de, mi-a fost greu, mai ales când intră în modul nostru de vorbire, da? Vai de capul meu și multe chestii de genul ăsta, când ne intră în vorbire, lucrurile alea ne leagă, pentru că ele devin credință. Credința vine în urma auzirii. Dacă tot repet un anumit lucru, se întâmplă. De ce lumea, nu vorbesc de lumea pocăită, lumea necredincioasă, de ce spune? Nu mai spune copilului că nu poate, că e prost, că lumea așa gândește. De ce? Pentru că încet, încet va ajunge să creadă. Și mai ales ce a citit despre sora, femeia respectivă este autoritate. Vrem, nu vrem, este autoritate. Este mama, este mama, da. Și există o autoritate spirituală în cuvintele mamei, a părinților, a păstorilor, chiar și a șefilor, a învățătorilor. Se întâmplă. Sunt multe mărturii de genul acesta când s-a rostit peste ei, dar mă reîntorc la ce ați întrebat dumneavoastră. Și când noi rostim și ne legăm cu cuvintele noastre, atunci... Are efect, dacă și credem ceea ce rostim. Exact. E, cum a spunea fratele Florin, dincolo de legăminte în timpul comunismului, dacă și este un element de credință și crede în ele, atunci ele au efect. Deci elementul credinței. O să continuăm cu asta, pentru că orice am abordat, și chiar în această zonă, trebuie să avem și elementul credinței acolo. Știți, mi-am propus așa, fără să știu cumva decurge discuția, să avem un scurt moment de rugăciune, pentru că mulți dintre noi, chiar dacă la acest moment al discuției, au realizat că au păcătuit, așa cum v-ați pocăit de niște vorbe, de un tipar, de un șablon pe care l-ați rostit și Dumnezeu a rezolvat. Așa cum și alții poate recunosc că au greșit spunând, sau au recunoscut acum numai discuție, că au greșit spunând niște vorbe asupra copilului, asupra mamei, asupra, ca și dascăla, și asupra țării. Asupra țării. Deci, noi avem o problemă în România. Deci, încercăm să vedem România aproape de America, nu geografic, deci traiul sau Germania, dar zilnic nu contenim. Vai de ea țară, vai de ea, vai de ea, vai de ea și vai de ei conducători. Noi, ca și evanghelici, a trebuit să înțelegem ideea asta, că în momentul în care suntem chemați la binecuvântare, nu la blestem. Și acum pun o întrebare. Dacă îi zic fratelui Fanel, vai, e binecuvântare? Vai, ferice o consider ca o binecuvântare.
Și în momentul în care ne-am schimbat, suntem atât de sute de mii, poate peste un milion de, sau câți om fi de evanghelici. Hai să încercăm și în momentul în care rostim binecuvântare peste țară, rostim și peste noi. Deci nu trebuie să ne vedem numai pe noi în mijlocul acestei națiuni, noi. Peste țară și în momentul ăla și peste noi. Da, nu se spune că avem așa un simț al umorului, ne-a mai rămas asta ca român, dar este și mult cinism, multă ironie, poate la limita batjocului, sunt multe lucruri. Aș propune să avem un scurt moment de rugăciune, în fond să ne și pocăim, așa substitutiv, în dreptul nostru și în dreptul altora care, cu care să ne identificăm, pentru lucruri care au fost acum spuse, vorbe care le-am rostit, atitudini pe care le-am avut. O să poate să rostești o rugăciune de pocăință pentru... Dacă îmi permiteți ca susținere pentru rugăciune, chiar înainte să vin la emisiunea, discutăm cu soția și e foarte interesant aspectul din Isaia 6. Când Isaia vine în Sfânta Sfintelor, în prezența extraordinară a lui Dumnezeu, concluzia, deci el nu zice am păcătuit, că m-am gândit la nu știu ce, ce am făcut acolo, nu, prima concluzie pe care sunt un om cu buze necurate. Deci primul lucru pe care el îl realizează și foarte interesant răscumpărarea pe care Domnul o face. Isaia 6 cu 5, chiar da. Să spunem. Exact, îngerul vine și îi curăță cu cărbune aprins, îi curăță gura. Deci interesant procesul de restaurare. E care foarte... începe cu sfinții la care începe cu gura. Da, care începe cu gura. Iarăși aduc în vedere că le luăm așa foarte superficial. Petru se leapădă de trei ori de Domnul. Domnul Iisus îl întreabă de trei ori: Petru, mă iubești? Deci la fiecare lepădare Iisus vine și îl provoacă: zi cu mine, mă iubești? Doamne, știi că până ce a spus Petru, să ajungă în punctul acela să spună cu credință: da, Doamne, te iubesc. Și asta trebuie să facă și cei care ne urmăresc, să vină pur și simplu în prezența Domnului și să mărturisească: Doamne... Pot să intervin doar cu exemplu, femeia cananeancă, legat de ceea ce vorbeam până acum, și de cuvinte și credință. În Evanghelia după Marcu spune foarte clar, mi-am notat undeva, da. Marcu 7, versetul 29, pentru vorba aceasta du-te, pentru vorba aceasta du-te, pentru vorba aceasta du-te, a ieșit dracul din fiica ta. Pentru că același text, dar din Matei 15, versetul 28, Domnul să zică: o femeie, mare este credința ta. Deci Domnul leagă foarte mult credința de ceea ce spune. Facă-ți-se cum voiești. Ce vrei aia? Credința aceea a fost, zice, pentru vorba aceasta dut. Care a fost vorba ei? Vorba credinței. Și... Ok. Asta ne motivează la rugăciune. Doar să vă aduc aminte, emisiunea aceasta este în direct, în continuare așteptăm cereri de rugăciune, ele pot să vină în continuare pe cele 4.000 de telefon care sunt deschise pentru dumneavoastră și pe e-mail, multe au venit până acum, s-ar putea ca, fără să le fi răspoi decât sumar, câteva din cereri să-și găsească răspunsul la rugăciunea care vrem să facem acum în continuare. Și aș propune să și ne pocăim, să ne cerem iertare, dreptul nostru și dreptul celor din națiunea română pentru... și pentru vorbire personală, la nivelul nostru personal, a celor dragi nouă, a celor care sunt sub noi ca autoritate, la nivel de țară. Haideți să ne rugăm. Și vă invit să fiți cu noi în rugăciune, pentru că vrem să ne rugăm împreună cu dumneavoastră. Tatăl nostru care ești în ceruri, suntem mulțumitori ție că ne-ai dat grai. Suntem mulțumitori ție că ne-ai făcut după chipul și asemănarea ta. Vreau în această seară, ca și părinte, ca și tată, ca și soț, în numele Domnului Iisus Hristos, să cer iertare în numele tuturor părinților și a soților. Te rugăm, Doamne. Din această națiune. Ne cerem iertare, Doamne. Te rugăm. Pentru toate cuvintele cu care, fără să realizăm, sau poate în grabă, în pripă, sau poate chiar gândite, te rugăm să ne ierți, să ne pocăim înaintea ta pentru toate cele cuvinte de jignire. Pentru toate cele cuvinte de abuz, de calomnie sau de injurii,
În numele lui Iisus, iartă, amin, curăță, amin. Curăță, rugăm, Tată, te rog în această seară. Rugăm, știu că ne urmăresc mulți oameni, dar noi aici, împreună cu fratele Tudor, cu fratele Fănel, ne pocăim înaintea Ta, Doamne, ca și cap de familie, Doamne, ca și părinți, pentru tot ceea ce am greșit prin cuvintele noastre și vrem un duh de pocăință peste România aceasta. Știu sigur, Doamne, că bărbații din această țară au nevoie, Doamne, de o restaurare la nivelul vorbelor, de o curățire a buzelor, a limbii și sunt sigur, Doamne, că Tu ai modalitatea. De aceea noi ne pocăim și Te lăsăm pe Tine, Doamne, să schimbi totul în noi, începând cu inima și apoi din inima noastră cuvintele care să iasă. În această seară îți mulțumim, Tată, pentru că ne eliberăm de asta. Amin. Sunt sigur că putem da ca o haină mânjită de peste noi acest blestem sau această neveghere, această stare de pripă, uneori de pripă, prin care rostim cuvinte care apoi ne pare rău de ele. În această seară, Doamne, ne pocăim înaintea Ta. Pentru că știm și considerăm că Tu ai har. Da. De aceea venim la nemărginita bogăție a harului Tău. Și solicităm și Te rugăm în numele scump al lui Iisus Hristos, trimite îndurare peste noi, iertarea Ta, puterea de a ne ridica cu cuvinte pline de har, drese cu sare, care să zidească, care să crească, care să dezvolte. Îți mulțumim, Doamne, personal pentru asta am simțit să mă rog, Tată, înaintea Ta, ca și tată, ca și soț, ca și bărbat, ca și lider spiritual, ca și păstor, Doamne, în numele lui Iisus, cer iertare pentru toate cuvintele pe care le-am rostit față de turmă, față de credincioși, față de ceilalți oameni. Rugăm să ne ierți. Iartă, Doamne, toți liderii spirituali. Iartă-ne, Doamne, poate am fost prea ignoranți sau am fost prea jmecheri uneori. În numele lui Iisus Hristos, cer îndurare, îndurare de la Tine, Doamne. Și cred în numele lui Iisus că îndurarea Ta vine, mila Ta. Care o ai față de noi. Și primim iertare. Primim iertare. Primim restaurare. Primim prospețime de la Tine. În această seară, aici, de aici, pentru toți bărbații, pentru toți soții și cap de familie sau lideri spirituali, în numele lui Iisus Hristos, îți mulțumim că ne asculți. Amin. 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 Și Tată din cerul, vreau să vin și eu înaintea Ta și atât pentru mine, cât și mă identific cu toți aceia care au făcut același lucru ca și mine, să ne legăm cu propriile noastre cuvinte. Doamne, Te rog să mă ierți ori de câte ori, Doamne, am spus că nu pot când Tu ai spus că pot. Iartă-mă, Doamne, când am spus că nu mai vreau și Tu ai spus că trebuie. Doamne, iartă-mă ori de câte ori m-am legat, Doamne, cu lucruri care nu trebuia să mă leg și Tu m-ai chemat la libertate ca și copil al Tău. Tu m-ai chemat la viață și, Doamne, prin vorbirea mea poate am ales moartea. Te rog, Doamne, să ne ierți pe toți aceia care am rostit că mai bine mor. Mă identific, Doamne, cu fiecare persoană și bazat pe sângele Tău, Iisus, care curățește și astăzi. Curățește și eliberează. Mă rog ca să aduci eliberare. Mă rog să aduci deslegare peste fiecare persoană care s-a legat cu propriile cuvinte. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu dorești, Tu ai venit să ne dai viață și să o dai din belșug și să trăim liberi. Tu ai trimis adevărul Tău și, cunoscând adevărul Tău, să fim liberi. Amin. Te binecuvântez, Tată, și îți mulțumesc în numele Iisus. Amin. Iată și mă rog și eu în dreptul celor care, ca și mine, Doamne, am făcut în tinerețe și în adolescență, Doamne, legăminte în sistemul comunist, Doamne, Doamne, din știință, din neștiință, Doamne, Doamne, mă rog ca Tu să ne ierți, Doamne, și Tu să ne eliberezi de orice consecință, aceste legăminte făcute din știință sau prăștiință, în numele Domnului Iisus, și mă rog ca Tu să ne dezlegi, să ne eliberezi de aceste lucruri, Doamne, Doamne, făcute cu știință sau fără știință, Doamne, și să ne dai libertate în zbor, Doamne, în gândire, în mentalitate, Tată Ceresc. Și fac fără putere orice efect de lungă durată. În numele Domnului Iisus Hristos, aceste legăminte de tip comunist pe care le-am făcut cu gura noastră în anii
tinereții noastre sau în alte momente ale vieții noastre. În numele Domnului Iisus. Și rog să ne ierți, Doamne, și pentru promisiuni, Doamne, făcute fără acoperire, cu surătate, cu gând de înșelătorie, pentru orice formă de mărturie mincinoasă, Doamne, care într-un fel sau într-altul ne-au afectat pe noi sau pe cei din jur, Doamne. Și vreau ca Tu să anulezi efectele acestor jurăminte, mărturii, afirmații, promisiuni care au fost făcute fără călăuzirea Ta, Tată. În numele Domnului Iisus. Amin. 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 Aș propune să mergem mai departe pentru că vrem să intrăm și în zona de rugăciuni pentru vindecare și să ne apropiem mai mult de puterea cuvântului rostit. Am ales împreună cu colegii noștri o mică mărturie a unei mame, Corina Pelin din Iași, care cu credință a folosit cuvântul viu și lucrător într-o situație în care copilul a fost bolnav. Deci chiar acum vreo 2 luni de zile am venit de la biserică cu cel mic. Aveam și dureri îngrozitoare de cap, dar dureri foarte mari. Deodată așa căldoare capul, n-avea febră, nu putea să-și țină capul și eram numai noi acasă, copiii erau tot așa cu tinerii. Am zis, Doamne, ne rugăm. Am început să rugăm, să ne rugăm, proclamam, îi trecea, după jumătate de oră revenea. Am început din nou. Era 12 noaptea, el nu putea să-și țină capul, nu putea să plece capul, efectiv. Deci ziceai că e o meningită. Am venit împotriva Duhului de boală și am început la 12 noaptea să-L laudăm pe Domnul. Și am laudat pe Domnul așa cât am putut noi. După aceea, iar din oră în oră, proclamam și am rostit cuvântul și am mustrat Duhul și am zis, Doamne, eu cred în ceea ce mi-ai spus Tu, Domnul mi-a spus. Numai Tu cu mine, dacă ești, încrede-te în mine, nu te gândi ce variante ajutătoare mai ai. Și atunci am zis, Doamne, în niciun caz n-am să las copilul să-i fie rău și ziceam Duhului, Tu nu ai niciun drept să pui mâna pe copilul meu. Și am mustrat Duhul și așa a plecat, dar într-adevăr lauda și închinarea îți dă curaj, îți dă putere. Și noi am văzut, am experimentat, cel puțin, cel mic nu știe de medicamente, deloc, de cel nu știe cel la doctor. Noi de la una și ceva, când a fost ultimul vaccin, noi nu l-am mai dus la doctor. Deci eu mă simt foarte sigură pe lucrul ăsta. Și chiar am sugerat unor prietene de-ale mele care nu sunt în biserică și am zis, uite, eu asta fac. Zic în numele Domnului Iisus, copilul meu crede și chiar vine și îmi zice, hai roagă-te pentru mine, ori mie, ori tatălui. Și persoana respectivă, am stat de vorbă cu o persoană, avea copilul bolnav și am zis, uite, noi spunem în numele Domnului Iisus și să știi că Iisus are putere, El vindecă. Și copilul ei, care nu știa multe lucruri, a început să spună și mi-a zis, măi, a doua zi nu mai avea nimic. Și de ori de câte ori are probleme, deci un om care nu e în biserică, mă sună și îmi zice, uite, am nevoie să te rogi pentru mine sau eu cred. Și chiar spunea, da, am zis că nu eu, Domnul face. Noi suntem doar așa și cred asta, nu. Eu sunt foarte sigur pe Domnul. Știu că nu voi da greș, chiar serios, sunt foarte sigur. Deci nu, inclusiv cu cei mari, la fel, dar nu. Deci nu mă gândesc la altă alternativă. Chiar acum, recent, a avut iar o tuse, nu m-am gândit la altă alternativă. Și chiar cel mic mustra Duhul. Îl deranja atât de tare și chiar îl certa. Zicea, pleci la mine, numele Domnului Iisus, nu ai ce căuta la mine? Că îl deranja, normal. Studio emisiunii Calea Adevărului și Viața la o emisiune direct sub genericul Puterea Cuvântului Rostit. Primim în continuare foarte multe cereri de rugăciune. Sunt linii de telefon deschise în permanență. Lumea așteaptă ca prin rugăciune care se fac aici și prin stârnirea credinței lor să se facă minuni în această seară. Am fost și noi încurajați de această scurtă mărturie a surorii Corina din Iași, care crede pentru ea și pentru copiii ei și pentru prietenii ei că Dumnezeu face minuni. Și folosește rugăciunea simplă, clară și Dumnezeu lucrează. Și eu cu ce să pornim această a doua parte a discuției noastre cu faptul că toți știm cuvântul este viu și lucrător. Acum încercăm să ne referim în această parte a emisiunii la cuvântul Scripturii ca și armă spirituală, ca și instrument pe care îl avem, ca și putere care ne este la dispoziție. Dacă îmi dați voie puțin, o să fac un pas în spate, că am vorbit puțin despre importanța vorbirii noastre, da. Dar e foarte important să vorbim și despre aspectul
că cuvintele noastre au putere din perspectiva Scripturii. Pentru că mulți, noi ce am vorbit până acum, am dat fiecare mărturii, experiențe personale și lucruri cu care ne confruntăm în viața asta. De exemplu, în Vechiul Testament e foarte interesant binecuvântarea patriarhilor. Cât de important era ca tatăl să-și binecuvânteze copilul. De fapt, bine, când vorbim despre binecuvântare, ce înseamnă? Să cuvinți bine, da? Să vorbești de bine. Și nu numai că era important, dar dacă ne uităm în Vechiul Testament, vedem că schimba și influența națiuni când cineva își lăsa binecuvântarea. Fac referire la Avram, Isaac, Iacov și așa mai departe. Sau, diferența da, exact. Exact. Bineînțeles, cărcotoașii și teologii și care ne urmăresc o spună, da, e Vechiul Testament. Ok, de-abia așteptam să ajung aici. Suntem pentru în epoca că... Harului. De da, Noul Testament este mult mai plin. Mă ajută să vorbesc mai mult din Noul Testament. Uitați, Iisus era în barcă, se pornește o furtună, se ridică și poruncește, spun un furtunit, taci fără gură, fără zgomot. Și ucenicii ce fac? Ca majoritatea pocăiților acum. Cine e ăsta? Iute că poruncește cu putere furtunii. Ok, mergem mai departe. Bleastă-mă smochinul, se usucă smochinul. Doar prin spunerea cuvintelor. Mergem mai departe, la acel sutaș, fratele a făcut referire la femeia cananeancă, dar și sutașul care are ceva în comun cu femeia, cu marea credință, da? Mare, la doi oameni, le-a spus Domnul, care are mare credință, sutașul și acestei femei. Și foarte interesant aspectul. El spune, dacă îi spun, el va face. Spune și tu. Iarăși, cu Lazar. Iisus a zis, Lazar, ieși afară. Și Lazar a ieșit. Bineînțeles, vor spune, da, este Domnul Iisus, amin, noi credeam, a făcut. Da. Dar uit aspectul acela când Iacov și Ioan au zis să chemăm foc din cer, sau cu alte cuvinte, să spunem, să cadă foc din cer, și Iisus ne-a zis, puteți spune voi cât vreți. Că nu aveți putere, numai n-aveți eu. Putere. Nu, i-a certat pentru că a zis, voi nu vă dați seama că ceea ce voi o să rostiți, nu o să rostiți sub călăuzirea lui Dumnezeu și este alimentat de altceva, de un alt duh. Mă duc mai departe. Mulți vor spune, da, aceștia au fost ucenicii Domnului. Pentru mine, ce spune Evanghelia după Ioan, capitolul 14, este o scriptură cu care eu mă hrănesc foarte mult. Versetul 12. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Bancă va face altele și mai mari decât acestea pentru că eu mă duc la Tatăl. Deci referința s-o pune și pe ecran. Ioan 14:12. Domnul Iisus a promis nu cei 12 ucenici vor face la fel cum am făcut. Nu. Cei care cred în mine. Inclusiv dumneavoastră, inclusiv, exact. Cei, care inclusiv cei care ne urmăresc. Cei care cred în mine vor face lucrul pe care Iisus le-a făcut. De fapt, Iisus, noi zicem, să-L urmăm pe Iisus. Haide, fraților, să-L urmăm pe Iisus. Haide să-L urmăm pe Iisus în toate aspectele. Nu doar din perspectiva morală, ci a trăirii Lui cu Duhul Sfânt, a dependenței Lui de Duhul Sfânt și de ungerea dată de Duhul Sfânt. Ați pomenit de câteva ori, așa, cu oarecare amărăciune, că în mediul evanghelic este o reținere mare. Nu amărăciune, că asta e grav. Cu o rezervă. Că, din păcate, în mediul evanghelic, care ar trebui să fie foarte receptiv la tot ce scrie Scriptura, este o reținere în a folosi cuvântul lui Dumnezeu, rostirea cuvântului în putere, în autoritate. Cuvântul proclamare este privit cu reticență și este catalogat ca ceva de mulți ca o erezie. Poate e momentul să discutăm puțin, să demontăm puțin mitul și întăriturile care sunt în jurul acestei rostiri a cuvântului, a proclamării cuvântului. Și fratele Florin, am văzut de multe ori rostind cu mare putere rugăciuni cu caracter profetic, rugăciuni în autoritate, în diverse situații și duc amândoi sunteți de acord cu asta, dar ce le-a spune celor care au rezerve, să mă exprim diplomat? Rezervele le putem avea cam toți europenii. Cam aici bate. Tocmai ne-am întors din Statele Unite, de la Christ for the Nation,
Și am avut ocazie să întâlnesc studențe din toată lumea. Și am vizitat și Statele Unite, am fost și de câteva ori în Africa, Nigeria, Mozambic, în Africa de Sud. Interesant că numai noi suntem reticenți la asta. Oare de ce? Când ne aud pe cei din Coreea de Sud, da? Pe cei din China, și avem pe YouTube acum, avem la dispoziție, de ce oare numai noi? Cred că numai Dumnezeu poate să demonteze ideea asta de a ne opinti în proclamație. De fapt, Cartea Psalmilor, în mare parte, sunt cuvinte de proclamație. Sau cuvântul Domnului Iisus Hristos. Chiar mi-a plăcut un lucru din Evanghelie și în special din Predica de pe Munte, unde Domnul Iisus Hristos spune s-a zis în lege, dar eu vă zic, sau dar eu vă spun. Nu e o proclamare? Nu e ceva cu autoritate? De fapt, ce înseamnă proclamare? E un cuvânt cu autoritate. În autoritate. Și revenim la ceea ce discutam adineaori. Nu știm sau nu realizăm cine suntem sau ce avem. Hai că poate că realizăm. Suntem născuți din nou, o făptură nouă, o creație nouă, cu Hristos în noi, dar parcă nu realizăm ce avem, ce putem, de ce suntem în stare. Când auzi oameni că nouă trebuie să ne fie frică de diavol. Serios? Sau de moarte? De ce să ne fie frică când cel care e nou e mai mare decât absolut orice care e în lume? Dar revin, faptul că suntem reticenți la a proclama, mi-a plăcut ce spunea cineva. Înseamnă că nu credem Scriptura. Nu credem. Acum, eu zic și pe drept. Au fost și sunt exagerări. Mulți cad într-o extremă și spun, proclam peste o anumită situație și trebuie să se întâmple. Ce le spuneți acestora care e o condiție ca să poți să rostești în autoritate cuvântul sau poți să rostești și aștepți să se întâmple? Asta este principala rezervă, principala observație a celor care critică rugăciunea în autoritate. Că a fost exagerări, că se proclamă așa simplu și se așteaptă să se întâmple. Mulți folosesc versetul, dacă vă zice muntele, și revenim asupra acestui verset. Da. O să-mi permit o glumă. E voie să glumiți, da, okay. Mă bucur. Un credincios cu mari probleme, așa, cu îndoieli, cu suișuri și coborâșuri, moare și ajunge în iad. Când ajunge în ea, zice, am știut din totdeauna că aici o să ajung. Unul foarte tare în teologie, știa Scriptura din Geneza la Apocalipsa, toți teologii care au scris teologii sistematice, moare și acesta ajunge în iad și când se uită, ia Biblia și zice, unde am greșit? Și începe să studieze. Moare și acel credincios cu extreme, să nu spunem numele, crede totul, revendică totul și așa mai departe, moare și ajunge în iad, se uită în jur împrejur, închide ochii și zice, proclam că aici este raiul. Cam așa se întâmplă cu aceste exagerări. Eu nu pot să proclam într-un context ce nu spune cuvântul. Correct. Adică, dacă trec printr-o situație foarte gravă, pot să deschid Psalmul 23, da? Sunt într-o situație cu probleme, înconjurat. Deschid Psalmul 23 și proclam ce spune cuvântul. Doamne, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, de fapt, expresia acolo zice, printr-un loc care seamănă cu iadul. Nu mă tem, că și tu ești cu mine. Pot să proclam în situația asta, dar dacă, de exemplu, sunt cu amanta și amanta a rămas gravidă și încep să... Aoleu, am deplat acum, vor afla frații, mă dau afară și încep să proclam. Lucrurile sunt total diferite, deci nu pot... Am dat un exemplu exagerat și deplasat. Dar asta se întâmplă. De cele mai multe ori, oamenii iau niște adevăruri foarte cerești, scripturale, care le folosesc în circumstanțe total greșite. Nu, eu trebuie să fac exact ceea ce văd că a făcut Iisus. Da? Nici Iisus nu s-a urcat pe casa lui Pilat și a zis, revendic acest lucru
al romanilor pentru poporul Israel. N-a făcut lucrul ăsta. Nici Pavel nu s-a dus și a călcat, a umblat, a dat protocolul la templul Dianei și noi trebuie să rămânem în Scriptură. Eu vorbesc despre mine. Îmi place să fac ce a făcut Iisus. Punct. Dacă Hristos a făcut ceva, vreau să se regăsească în viața mea. Dar Hristos n-a făcut. Deci un ingredient obligatoriu al rugăciunii rostite în autoritate este filtrul Scripturii. Exact. Asta e un punct clar. Mă întorc. A poruncit Hristos furtunii. Adică a poruncit unor circumstanțe vitrege, pentru că Hristos n-a văzut doar un fenomen natural. El avea o misiune de îndeplinit, mergea într-un loc și în spatele unui fenomen natural se afla diavolul. Punct. Deci asta a fost. A identificat sursa, a zis, nu trebuie să-mi stea în care s-a ridicat și a poruncit în autoritate. A poruncit smochinul. Acum nu mă duc să poruncesc fiecare livez prin care umblu să se usuce, da? Produc pagubă. Nu. Acolo a fost o lecție pe care Hristos a vrut să o dea. Și noi asta trebuie să urmărim. Vin cu adevărul și rostesc adevărul așa cum Dumnezeu a rostit peste acea situație. De exemplu, dau un exemplu și cu asta închei predoarea mea. Sunt bolnav. Da? Dau un exemplu, mi s-a întâmplat lucrul acesta acum 2 săptămâni. Mă schimbam și soția mea vede în partea dreaptă o pată mare roșie. Zice, ce e acolo? Și am zis, probabil că cum am dormit pe mână. A doua zi, pata capătă un contur mai ciudat. Bineînțeles, avem acces la internet, m-am zis, măi, ce-i pata asta? Știam că umblu prin pădure, cu hobby-ul care l-am. Am fost mușcat de o căpușă. Deci era deja un semn al infestării cu virusul Borrelia, dacă zic corect. M-am dus la medic. Când m-a văzut medicul din start, a zis, omule, ce, unde ai fost? Pe unde ai umblat? Și a zis, eu n-am văzut căpușa respectivă. Ok, imediat analize de sânge să văd dacă am boala Lyme produsă. Vreau să vă spun procedura. Cum lucrează diavolul, cu toți lucrează și cu mine. Deci păstorii nu au o clasă specială, da, sunt scutiți că suntem slujitori. Nu. Am ieșit de acolo și deja mă gândeam, așa de plin de credință am fost, că am zis, ok, ce trebuie să aranjez înainte să mor. Mă duc acasă să vorbesc cu soția, să-i spun, ok, că boala poate degenera imediat sau după 20 de ani. În fine, mi-am revenit, am trimis SMS-uri la cei din biserică, am zis, fraților, rugați-vă pentru mine. Și atunci, în situația mea, ce am făcut? Am luat cuvântul lui Dumnezeu, care îmi spune, prin rănele lui Iisus Hristos, am fost vindecat. Domnule, eu nu-ți cer să fiu vindecat. Tu îmi spui, am fost, la timpul trecut. Asta este, da, este o realitate în trupul meu. Medicii, analizele mi-au ieșit. Că sunt infestat, au ieșit pozitiv. Doamne, mă rog și pun acest cuvânt peste trupul meu ca un adevăr absolut. Da, circumstanțele mi-arată altceva, dar asta proclam. Ce spune cuvântul tău? Peste mine îl pun și mi-l asum. M-am dus la 2 zile după prima consultație, reproduc exact ce a spus medicul. Îmi ridic tricou și zice, omule, cineva acolo sus te iubește. Și am zis, da, știu, am relații foarte bune. Pur și simplu a dispărut, ceea ce nu se întâmplă, se amplifica, în fine, analizele au confirmat faptul că am fost vindecat foarte, foarte rapid. E o încurajare pentru cei care vor să folosească în situații extreme cum e aceasta cuvântul lui Dumnezeu și să revendice cuvântul lui Dumnezeu. Și ingredientul următor, pe lângă folosirea cuvântului Dumnezeu, este credința. Ați avut credință, frate Fanel, pentru asta. Ați avut credință în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că orice proclamare cred că trebuie să și fie însoțită de credință. Poate mai putem accentua. În timp ce vorbea fratele Fanel, m-am gândit că proclamarea este un alt nivel. Deja. E un alt nivel de maturitate, de umblare cu Dumnezeu, umblare cu Iisus Hristos. E foarte adevărat că, de exemplu, la un copil mic, prea poți să... El a învățat să ceară. Vreau să mănânc, vreau aia. E foarte adevărat că Domnul Iisus ne-a învățat să cerem. Dar de la nivelul acesta de credință în care cerem, Domnul vrea să trecem la un alt pas de a umbla cu El pe valori. Adică nu mai cerem, ci
poruncim. De la un anumit nivel al credinței, fratele Fănel putea să zică: tată, dacă e voia ta, te rog să mă vindeci. Mm-hmm. Dar la un anumit nivel de maturitate și de autoritate spirituală, rugăciunea fratelui Fănel s-a transformat într-o proclamare bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Și bazată pe credință. Pe credință. Eu am o vorbă. Credința este singura monedă, valută, care funcționează în spiritual. Fără credință nu obține nimic. Deci ea credința. Credința în cerere, dar și credința în proclamare. Da. Și cum spunea fratele Fănel, dacă noi ne apucăm să proclamăm fără credință, sigur, nu se întâmplă nimic. Și pe deasupra și proclamăm ceva ce nu este în Scriptură. Iarăși, sunt vorbe în goală, vorbe în vânt. Exact cum spunea Domnul Iisus Hristos de unele rugăciuni. Bolboro seala. Bolboro seala. Eram undeva și am intrat într-o mănăstire și cineva mi-a plăcut cuvintele cum se ruga. Deci am fost cu soția, cu copiii și mi-au plăcut cum se ruga și am vrut să văd cine se roagă așa frumos. Și am intrat undeva și într-adevăr am văzut o călugăriță, cuvinte foarte... Mi-aș dori să aud de la credincioși și la păstori așa cuvinte. Dar le citea după foaie sau după carte. Și asta și m-am gândit, ei, cuvintele astea, cât puterea au în ele sau cuvintele astea, cât se duc la îndeplinire. Dacă nu există credința, suportul credinței, baza și... pe cuvântul lui Dumnezeu. Și așa mă gândesc că în privința asta devenim noi reticienți, că am încercat probabil odată și poate cu ezitări, cu îndoială, n-a ieșit nimic. Cineva mi-a repudiat asta și mi-a zis: tu ai îndrăzneală, auzi, și dacă nu se întâmplă nimic, te rog, și dacă nu vezi... Păi, cum crezi că îmi dezvolt credința sau cum crezi că mă ridic să... Dacă nu, încet, azi un pic, un pas, mâine doi, mâine trei. Deci, sigur, nu mergem în derivă, mergem după Scriptură, dar îndrăznim. Îndrăznim pentru că de la lucruri mici putem ajunge la lucruri mari. Ce spune fratele, vreau ca să iau puțin subiectul credință. Credința aceasta în supranatural nu este un lucru al elitelor. Yeah. Numai o anumită pătură socială din lumea evanghelică ajunge să aibă credință. Nu, credința este un lucru vital pentru fiecare credincios. Dar trebuie învățat ca toate celelalte aspecte ale vieții de credință, credinciosul trebuie învățat cum să ajungă să aibă credință. Credință exprimată prin proclamare, prin revendicare, să zic așa. Mi s-a întâmplat odată o situație, un credincios alătura bisericii noastre venea dintr-un mediul evanghelic în care nu numai că nu se credea, dar dacă te apucai să crezi, te rezolvau. Și era programat la operație. Și el zicea așa: da, cred că Domnul vindecă, dar dacă o să fiu vindecat... Și a zis: stop, ce zici tu acolo? Dacă o să fiu vindecat... Asta nu e credință. Tu nu ai credință. Păi cum așa nu am crede? Păi dacă tu zici dacă o să fiu vindecat, o să fiu vindecat sau nu? Și atunci i-am programat, am zis: uite, ia-ți timp cu mine o săptămână. Atunci aveam și un job care călătoream prin țară, eram și păstor în același timp și am zis: uite, ia-ți liber, dacă vrei să salvezi niște bani, ia-ți liber, dacă tot ai programat operația, lasă programarea să fie programare, dar în timpul ăsta hai să înveți credința. Și a stat cu mine o săptămână, am mers prin țară pe unde aveam treabă și pur și simplu mașină vorbeam despre lucruri și iarăși aduceam subiectul despre vindecare, iarăși îl corectam în vorbire și am zis: nu, trebuie ca inima ta să fie umplută de cuvânt. Deci de acolo începem, cu cuvântul. Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine din cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 1, dacă îmi permite să spun lucrurile acestea, pentru că foarte mulți... Acum două zile, iarăși, o persoană în depresie m-a sunat că sunt descurajat, că sunt... Și am zis: frate, uite, până ne întâlnim săptămâna viitoare, că nu am timp, ia psalmii și însumnezi tot ce găsești de purtarea de grijă. Și după ce l-ai subliniat, rostește cu gura tare, spune: da, Doamne, acesta e cuvântul tău, identifică-te, pune-te acolo și discutăm după aceea săptămâna viitoare să vedem unde te afli. În psalmul 1... avem, și dacă nu mă înșel, este, uitați ce spune, versetul 2, zice, ci își găsește, e un verset cunoscut, ci își găsește plăcerea în legea Domnului
și zi și noapte cugete la legea lui. Această cugetare, meditare, cum spunem noi, foarte mulți credincioși iau meditarea de stil grecesc. Da? Stau sau ajungem până acolo la stilul ăla yoghin. Da? Stau și... Nu. Evreii erau foarte practici și sunt foarte practici. Cugetarea aceasta, cuvântul de aici înseamnă a murmura suficient de tare încât să te auzi pe tine însuți. Adică să citești cuvântul lui Dumnezeu cu voce tare, de multe ori soția zice, ce faci acolo? Zic, mă hrănesc credința. Murmur cuvântul lui Dumnezeu, îl citesc cu voce tare, astfel încât să mă aud destul de bine și în felul acesta clădesc în mine credință. Că mi-l asum încet, mi-l asum. Mă identific. Unde zice David că este el, mă pun eu. Și încet, încet, Scriptura devine parte din viața mea. De fapt, eu pun sămânță după sămânță după sămânță și ceea ce este în mine va ieși pe gură. Va ieși ca un rod. Înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu, viu în viața cuiva. Frate Florin, mulți care proclamă, citează versetul care știu că vă este drag și v-am auzit citându-l de mult, din Marcu 11, versetul 23. Adevărat vă spun că dacă zice cineva muntele acesta, ridică-te și aruncă-te în mare și dacă nu se va îndoi inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. Și mai departe sunt câteva versete, dar asta este un verset special folosit, invocat de cei care le place să proclame cuvântul lui Dumnezeu și să aibă îndrăzneală pentru lucruri mari. E un argument pentru, îl folosiți de multe ori. Putem să bazăm pe acest verset și să cerem orice, să se dea la o parte orice obstacol. Mai trebuie să adăugăm ceva. Cineva mi-a pus o întrebare odată. Putem cere lui Dumnezeu orice? Dacă acest lucru e un de mare, ce poate fi mai mult? Puțin m-am blocat, pentru că dădea fratele aici un exemplu. Și am zis, pot să cer lui Dumnezeu ce ține de caracterul lui. Deci nu pot să cer, ce să cer? E adevărat că Domnul aici se referă la un munte care probabil stă în față. Da? Și un obstacol. Un obstacol, o problemă, o boală, un cancer. Și cred că, deci, iarăși revin la ceea ce am spus. În momentul în care mă rog și proclam, sau, de fapt, rugăciune înseamnă și proclamare, nu numai să ceri. În momentul în care proclam, credința pe care o am, știu că Dumnezeu e în stare și aș vrea să facă ceea ce consideră El de cuviință. Numai că Dumnezeu ne folosește pe noi ca și instrumente în mâna Lui pentru a, de multe ori, cu rugăciunile noastre, cu experiențele noastre, să crească credința celorlalți din jurul nostru. Și asta. Eram duminica, acum două duminici, dacă bine rețin, undeva în Oltenia, și la slujba de dimineață din biserică, am văzut că a intrat cineva cu căruciorul în biserică. Intra cu căruciorul în biserică și mie îmi place când văd, eu îl provoc pe Dumnezeu, pentru că știu că Dumnezeu poate. Și zice, Domnul, dar nu are credință. Ei, am slujit, la final am chemat oamenii în față la rugăciune, a venit și bărbatul respectiv, da. Și am spus, zic, te-am văzut intrând în biserică și Domnul mi-a spus că n-ai credință. Eu mă rog pentru Domnul ta și... între timp, după ce am terminat rugăciunea, m-am rugat pentru el, fratele Dinescu, că eram cu el, a început o cântare, hai spunem cine a biruit moartea, biserica a început să cânte, prezența lui Dumnezeu, și aici îmi place mult că vorbim, dar manifestarea gloriei și a prezenței lui Dumnezeu e cea care facem în urmă. Și în momentul acela am venit din nou din față, m-am dus la el, și simțeam că își dorește și dorința începe să dea în timp ce cântau oamenii. Și am întins doar mâna și am zis, dacă crezi, apucă mâna mea și ridică-te. Am văzut că își trage picioarele, l-am ajutat să dea jos, să dea la o parte suporții pentru picioare. Nu l-am ridicat, s-a ridicat el și a început să mă țină de mână, am făcut câțiva pași și la un moment dat am tras mâna din mâinile lui și a umblat singur. Sigur, familia, soția, am văzut acolo copii, biserica, era în lacrimi și mi-am dat seama ce înseamnă ca noi să fim aceia care să stârnim credința altora. Noi să fim. Știu că de uneori, poate, și aici venim la asta, dacă nu vă veți îndoi, m-a învățat foarte mult un prieten din Nigeria, fratele Davis, el a slujit la noi la Rugul Aprins. Spunea el, când sunt provocat cu situații limită,
Totdeauna, prima mea rugăciune este, nu vreau să mă, prima proclamare a mea, nu vreau să mă îndoiesc. Nu vreau să mă îndoiesc, pentru că știu, Doamne, că Tu poți. Că Tu poți. Și, da, mi-a descoperit un lucru frumos de aici, din versetul 24. De aceea vă spun orice lucru... Hai să mai spunem, 11 cu 24. Da, 11. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați să credeți că l-ați și primit. L-ați și primit, e vorba de acum. Și îl veți avea când? Posibil acum, posibil mâine. Poate că în limba originală, poate verbele ar fi altfel, dar cum s-a tradus aici? Zice, să credeți că l-ați și primit. Când? Acum. Și îl veți avea? Când? Peste un minut, peste o zi, peste două, peste... Și vorbind de credință, și amintea fratele aici de exemplul acela, dacă... Nu dacă. Eu cred acum că l-am primit, da? Exact. Pentru că el a fost rezolvat prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Orice situație noastră a fost rezolvată. El nu trebuie adusă de undeva. Ea trebuie revendicată de pe cruce. Deci nu aducem de unde? De la strămoși, de la biserica cutare, nu biserica vindecă. Nu aducem de la, cer scuze, de la moaște. Nu moaștele vindecă. Da. Nu. Cel ce vindecă este Dumnezeu. Punct aici. Dumnezeu e cel care face. Dar noi credem că am primit acum. Și asta vreau să încurajez pe cei care au trimis. Noi ne vom ruga în această seară. Important e să creadă, revenim la, că îl primesc acum și îl vor avea când. Dumnezeu hotărăște. Uite, am discutat cu mulți oameni și am spus, pentru toți cât te-ai rugat să o vindecat, păi și în urma Domnului Iisus Hristos au rămas mulți oameni bolnavi. Și aveau probabil treabă și ucenicii să vindece. Dar și în urma Domnului Iisus au fost oameni. Nu vreau să folosesc cuvinte, dar nu tot se vindecă. Și asta Dumnezeu știe de ce. Deci Domnul Iisus, dar, unde n-a fost credință, n-a putut să facă nimic. Ce să-l întrebe? Doamne, dacă vrei... Domnul zice, da, vreau. Mi-a plăcut chestia cu leprosul. Doamne, vrei? Vreau, zice. Este un echilibru aici foarte important, care trebuie pus în mintea oamenilor. Da, cum? Când predicăm Evanghelia, ca să se întâmple cea mai mare minune din universul acesta pe care Domnul ne-a dat-o, și anume salvarea sufletului. Se întorc toți? Păi dacă am luat după cât se întorc, atunci ar trebui să ne lăsăm, la fel ca și cu vindecarea. Da. De ce să mai predicăm, că oricum nu se întorc? Uite, avem 23 de milioane, 22, 21, mă rog, indiferent de ce numărătoare fac ei. Da. Totuși, majoritatea nu se întorc. Și atunci ce facem? Ne lăsăm pentru că nu avem rezultat. Nu, nu. Eu predic pentru că este scris. Eu mă rog pentru că este scris. Mi-a plăcut ce spune fratele legat de acest lucru. Noi, liderii, păstorii, suntem obligați, într-un fel, să stârnim în oameni. De aceea ne-a pus Domnul în față. Să conducem oamenii într-o situație de credință. De fapt, noi ceea ce facem acum... Stârnim oamenii. Stârnim oamenii, aruncăm sămânța și ei încep să creadă. Ei încep să creadă. Chiar dau un exemplu care m-a pus pe gânduri. Un om al lui Dumnezeu prin care Domnul a vindecat foarte mulți, dar foarte mulți. Spune așa, observația lui. Când mă rog pentru un necredincios, am 100% garanție că ăla este vindecat. Când mă rog pentru un credincios, acolo e problema. Sunt mulți factori. Și factorul principal, pe lângă neascultare sau, eu știu, poate judecata Domnului sau așa, e și necredința. Și el a avut câteva cazuri de cancer pe care Domnul le-a vindecat așa, după un anumit proces. I-a provocat pe acei credincioși, vorbesc de credincioși bolnavi de cancer. Zice, vreau la ora 5 dimineața, timp de o lună, să te întâlnești cu mine. Să citim și să ne rugăm. Și foarte interesant, toți aceia care au răspuns provocării, după o lună, nici măcar nu trebuia să fie o lună, erau vindecați. De ce? Pentru că le provoca credința, le provoca perseverența. Și cei care renunțau, clar nu aveau fundamentul credinței. Aș mai adăuga și eu la discuția noastră o scurtă observație. E un verset, chiar următorul, după cele pe care le-ați citit, Marcu 11 cu 25, în care se mai adaugă un ingredient, acela al iertării. Pentru că s-ar putea ca multe din probleme, putem să proclamăm, putem să avem credință, dar să fie acolo legate o rugăciune de iertare. Și poate că cei care așteaptă acum o rugăciune mai specială să își revadă în minutele următoare cum stau la capitolul
iertare, pentru că poate că neiertarea este una din cauzele pentru care i-a dus robalul pe picioare. Bine, Domnul Iisus a introdus ideea asta în rugăciunea Tatăl nostru. Mm. Și e clar, de acolo se trage izvorul. Mm. Deci... Ce aș propune? Cred că a stârnit foarte mult credința. Nu mă așteptam să o faceți în acest mod. Și bine ar fi ca toți slujitorii să strânească credința celor care așteaptă ca Domnul să rugeze în viețile lor. Și aș propune să ne pregătim de un moment de rugăciune. Eu o să răsfoiesc câteva din cerele de rugăciune, multele care au venit. Și eventual înainte am așa o întrebare. Deci, rugăciunea, pentru că mulți când ați folosit cuvântul proclamare de câteva ori. Și s-ar putea ca mulți să mai aibă încă un ghimbe. Dacă ați putea să sintetizați încă o dată, proclamarea sau rostirea în autoritatea cuvântului, e ceva ce trebuie să facem, are legătură cu maturitatea spirituală, poate puteți să sintetizați amândoi câte ceva, poate una deschis mai târziu televizoarele. Rugăciunea de proclamare, lucrarea de proclamare și de rostirea cuvântului, este ceva ce ține de maturitatea spirituală, este ceva obligatoriu, este o formulă? Poate puteți să sintetizați lucrurile pe care le-ați spus până acum. În timp ce spuneați, mă gândeam la un aspect. Toți cei care se numesc evanghelici în România, la fiecare slujbă, când se întâlnesc ca biserică, fără să-și dea seama, ei proclamă. Proclamă sub anumite forme, că a proclama poți să o faci în diferite forme. Prin cântare, de exemplu. Prin cântare, de fapt, ce faci? Tu proclam cu voce tare cum este Dumnezeu, ce poate face Dumnezeu. Sunt mulți oameni care, după ce s-a terminat cântarea, zice: vai, ce încurajat sunt. Păi de ce? Păi ai spus cuvântul, ai spus ceea ce spune Dumnezeu despre sine, despre situație, despre tine. Și oamenii trebuie să dea puțin la o parte această prejudecată a proclamării. Proclamarea este să spui exact ceea ce spune și Dumnezeu despre o anumită situație. Punct. E simplu. Eu am un exemplu, chiar dacă e vechi testamental, e autentic și real și astăzi. Cazul lui Moise. Când poporul Israel a rămas fără apă, în prima fază, abia intraseră în pustie și mergeau spre Canaan, rămăseseră fără apă și cereau apă și Domnul îi arată stânca și zice: ai toiagul în mână, lovește stânca și a țâșnit apă. Ca similar, 20 și poate 30 de ani mai târziu, Cartea Numerilor, 20 și 30 și ceva de ani mai târziu, ca similar, din nou ajung într-o zonă fără apă, iarăși pustie, iarăși o stâncă. De data aceasta Domnul schimbă situația, pentru că văzuse la Moise că deja nivelul lui crescuse. Nu mai era ăla de 80 și ceva de ani, deja avea... Și Domnul schimbă. Și cred că lucrul ăsta îl încurajează și pe noi ca și lideri. Ai tu toiagul în mână, dar acum nu mai folosești toiagul. Acum folosești proclamarea, cuvântul de autoritate. E adevărat, prima dată oamenii au văzut că tu ai toiagul, dar acum vor să vadă oamenii că tu ai cuvântul. Și zice, acum Domnul, nu mai dau cu toiagul. Nu i-a zis, nu mai dau cu toiagul. Zis, du-te și vorbește stânci și va țâșni. Și ce a făcut? S-a îndoit. Exact la versetul de aici venim. S-a îndoit în inima lui. Și asta nu i-a plăcut Domnului. Și asta a plătit foarte scump. Menționam despre Iacov, capitolul 3, că este unul din pasajele cel mai complexe legate de limbă. E adevărat că ce vreau să citesc din versetul 6 are o conotație negativă, dar nicăieri nu văd în Scriptură să spună: măi, oprește-te din a proclama cuvântul lui Dumnezeu, promisiunile lui Dumnezeu. Noi, dimpotrivă, suntem încurajați să o facem, da? Dacă ne uităm... Iacov 3 cu 4. 3 cu 6. 3 cu 6 vreau să citesc în mod deosebit. Limba este și ea un foc. Este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre... Atenție mare, cum spune. Ea este aceea dintre mădularele noastre. Deci nu există un alt mădular al nostru decât acel mădular, da? Acea dintre mădularele noastre, care întinează tot trupul. Și nu ne oprim aici, că asta spune și Domnul Iisus. Și am citat din Matei 15. Dar aici, aprinde roata vieții când este aprinsă de focul genii. Este un aspect pe care Dumnezeu mi l-a descoperit
Când am stat acum ceva ani în această scriptură și dintr-o dată am realizat, așa m-am și pocăit de vorbirea mea, aprinde roata vieții, adică pornește un destin. Pornește un destin într-o anumită direcție când este aprinsă de focul geniei. Adică când este alimentată de influențe demonice. Adică, cu alte cuvinte, limba mea, care este un modular mic, ca cârma unui vas, prin modul cum o folosesc, eu decid ce unde direcție mă conectez ca sursă și în ce direcție o apuc. Adică unde m-am conectat ca sursă va implica direcția în care o voi lua viața mea. Deci dacă asta este ca avertisment negativ, cu atât mai mult este ca încurajare pozitivă. Ok, de aceea și Pavel zice în Efeseni să mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Da? De ce? Ca să nu dăm prilej diavolului, adică să nu-i dai un loc. Dar de ce i-aș da un loc atunci când mă mânii? Pentru că atunci când ne mâniem, spunem, rostim cuvinte și suntem alimentați de anumite forțe. Și de aceea când spunem cuvintele acelea, pentru că când citeați mai devreme legat de sora din Argeș, parcă, că mama a rostit cuvinte grele care și acum odor și au influență peste... Când i le-a spus? Când croșeta șoseta lângă sobă și povestea capra cu treiezi? Nu. 100% în cercul. În situații de tensiune, în situații de mânie. Și foarte interesant cum diavolul încă o dată știe cât de puternic este acest mădular care întinează și direcționează viața noastră. Ne pur și simplu pornește, zice, roata, aprinde roata vieții, adică pornește, traducerea corectă este dă drumul, dă start la un anumit destin care este alimentat de iad. Ok. Vreți să mai spuneți ceva? Nu. Ok, asta citesc doar câteva, deși este, lumea vrea să-și audă numele, dar nu, evident nu este loc pentru aceasta, doar la întâmplare să vedeți ca ce categorii de lucruri și de cereri sunt, pentru că cred că credința multor a fost stârnită și dorința fie multor a fost cineva din cardiopatie ischemică, frică, pierderi de memorie, ne spune cineva dintr-un județ, sunt din Republica Moldova, ne spune o soră, băiețelul meu care are o lună și 3 luni și este bolnav, medicii cred că numai operație este soluția, din Moldova nouă dureri de bazin, rugăciune pentru familie, vindecare, este în spital, ne spune cineva din Bacău, Andrei, binecuvântarea casei, ne cere cineva din Zalău, reabilitarea credinței ei și a familiei, ne spune cineva cu numele Mirela, cineva se internează din Câmpina pentru investigații și a fost operat anterior de cancer și crede într-o minune în urma rugăciunii din această seară, din Sibiu, vindecare, dorește cineva, din suplacul de Barcov, Bihor, vindecare pentru câteva persoane, duh de moștenire, liberare de duh de un duh moștenit, cineva din Târgu Jiu, probabil o influență care trece peste generații, schizofrenie, cineva de lângă Oradea, handicap la picioare, obezitate, dorește vindecare, nepoată se droghează, ne spune o bunică din Galați, un stres care este într-o familie din Hunedoara, un stres accentuat, cineva din Cluj, eliberare pentru câteva persoane, soț și băiat, eliberare de puterea cuvintele rostite copiilor mei, ne spune cineva din Gorj, eliberare lui Florin de puterea cuvintelor mamei, pace în familie, pentru mama mea are probleme de sănătate, spune cineva din Cluj-Napoca, hernie de disc din Tinca, probleme cu vederea, sunt câteva cereri din Brașov. E o soră, am și o și recunosc, Domnul să o binecuvânteze pe sora Adriana Marin, care știu, are 79 de ani și dorește să vadă și să fie în putere să slujească pe Domnul în continuare. Eliberare, cineva din numele de Alina, vindecare. Da, cineva se roagă de mai multă vreme, nu o să-i dau numele, cere să fim discreți ca o terasă, un loc de chefuri și de alcool din apropiere să fie închisă. Nu știu cum este corect să ne rugăm în acest mod.
să nu intrăm în conflict, să fim dați în judecată dacă chiar fi de acea terasă de patron, dar să ne rugăm ca... Înseamnă că credem până la urmă dacă se crede, dar și are și alte situații în care așteaptă intervenția lui Dumnezeu. Mă rugăm pentru toată să nu mai dependență de alcool, ne spune cineva din Deva, cineva din familie, din Măgești, Bihor, mântuire, liberare. Spune cineva, fratele, mă bleastă-mă tot timpul, cineva din Cala Severin. Părinți, mama e la pat bolnavă din Cluj. Multiple alergii, cineva suferă din copilărie, din județul Cluj. Este, cineva este dependent alcoolic, alcoolic ne spune, dar o listă mai lungă pentru mai multe persoane. Cineva este condamnat pe viață în închisoare și probabil cineva apropiat cere îndurare și intervenție, schizofrenie, duh de nemulțumire și cârtire. Cineva are probleme în căsnicie, soțul meu este agresiv și așa mai departe, cineva din Maramureș. Cineva vrea să binecuvântare să facă substituire într-o săptămână. Tatăl meu este diagnosticat cu cancer, ne spune cineva de județul Timiș. Vindecare de frică și de gânduri rele, ne spune cineva din Baia Mare. Călăuzire divină dorește cineva cu numele Corina. Cineva căsătorită de 9 ani nu are copii și sunt câteva cereri de acest gen. Știu că v-ați rugat pentru viață și v-am văzut în două situații și mai chiar mai multe și poate veți avea un gând de rostire pentru rodire. Pentru cei care spun credința în Dumnezeu în această seară, protecție, călăuzire, ne spune cineva din Oradea, din Timișoara, vindecare, Domnul să dea putere, eliberat de duc de frică, tristețe, mânie, are o viață stresată, spune cineva din Cluj, frică, divorț în familie, vise urâte, cineva din Dumbrăveț, avea să fie eliberată. Domnul s-a atins de ok, ne mărturisește cineva cu numele de Eliza, în urma unor rugăciuni, eliberat de depresie, dorește să-i crească credința cineva din Maramureș și să creadă în cuvântul rostit, ne spune, spune cineva dreptul a două nume, Victor și Valeria, pentru fetița care este rădrătită față de familie și față de Dumnezeu, cineva din Beiuș. Sunt mai multe cereri din Oslo, cineva dorește vindecare, diabet și depresie, tot din străinătate, umplerea cu Duhul Sfânt, dorește cineva tot din străinătate, din Buzău, vindecare, ambele persoane sunt imobilizate la pat, sunt date aici numele, recuperare, loc de muncă, vindecare, sănătate, o listă lungă de bolnavi ni se transmite, dar cred că stârnița multor dori să se facă dreptate, a fost nedreptățită, cineva se simte nedreptățit, umplerea cu Duhul Sfânt, vindecare, restaurare spirituală, locuință, bolnavă la pat de 5 ani, ne spune cineva din Năsăud. Căsătorie. Sunt câteva cazuri în care îți doresc căsătorie. Soția a fost diagnosticat cu cancer, sunt ortodoxă, dar cred că Dumnezeu poate să facă minuni, ne spune o soră, Linda. Dureri de stomac și coloană, cineva cu numele din Oradea. Răcăciuni pentru familia ei, biserica din localitate, să fie în flăcări. David, cineva din familie, este foarte agitat, ni se spune. Sunt mai multe cereri și cred că atacuri din partea celor rău, ne spune cineva cu numele de Livia. Am încercat să vă faceți o legătură extraconjugală în familie, cineva mărturisește cu durere și dorește o intervenție divină acolo. Probleme cu rinichii din Alba Iulia, descurajare, ne spune cineva cu numele Alina. Boală psihică, cineva din Oradea. Trece printr-o depresie, handicap de gradul 1, epilepsie. Soției are coșmaruri. De două luni de zile ne spune o soră. Să mă citesc. Ne întristăm pe măsură ce vedem câte cazuri sunt. Bănuiesc că cu multe v-ați întâlnit de acest gen. Da, boală de inimă, ereditară. Și cu ereditatea este o altă discuție care putem să o avem. A căzut de 3 ori la examenul de șofer, este tristă sora aceasta, dacă vreți vă rugați și pentru. Operată, liniște în casă, înțelegere și pace, dorește o soră. A început o școală biblică și duce o luptă, diavolul încearcă să o îndepărteze. Maturizare în Hristos, ne cere cineva din Ineu. Nora ei este în depresie, ne spune cineva.
Ok. Am ajuns la... Da. Cei care ne trimiteți în minutele următoare cereri de rugăciune, puteți să o faceți, ne vom ruga poate și în final încă o dată. Dar am vrea să, cum vă gălăuzește Domnul Timp, ați auzit câteva din multele cereri, să vă gândiți cum să ne rugăm pentru multele astfel, aceste multe cazuri. Sunt și, sunt și ceruri de mântuire peste care am și sărit, mulți ceruri de mântuire pentru ei, pentru cei dragi. Poate că o scurtă rugăciune de început ar trebui să fie aceasta. Da, clinică nu funcționează. Certuri de peste 15 ani, bronhoscopie. Din Cluj-Napoca. Da, cineva are o rugăciune interesantă, ne vom ruga în final pentru România și pentru conflictele din afară. Cineva din Cluj aduce și pun deoparte ca să ne rugăm în final și pentru România. Fica mea este bolnavă de depresie, ne spune sora Angela. Poate un gând de încurajare, până acum ați făcut-o, cred că și credința multor a fost târnită. Să-i îndemnăm să se unească cu noi în rugăciune, cei care și-au pus credința în Dumnezeu pentru aceste bilete. Frate Fanel, frate Florin, poate un gând de o provocare înainte de a ne ruga pentru cei care ne urmăresc. Puteți să vă și uitați sau în camera aceasta sau în cealaltă. Atât eu și bănuiesc că și fratele Florin considerăm foarte clar și categoric că suntem doar unelte și cel care este sursa și răspunsul este Iisus. Asta se bazează credința noastră și așa ne exercităm și credința prin rugăciune în numele lui Iisus. Și vreau ca să... Îmi place foarte mult acest pasaj. De fiecare dată când mă rog, îmi place să-l citez din Isaia 53, pentru că este mijlocul și la propriu și la figurat. Este mijlocul Scripturii unde spune cuvântul: dar el era străpuns pentru păcatele noastre, Isaia 53 cu versetul 5, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Și îl citesc întotdeauna cu Matei, capitolul 8, unde spune, capitolul 8 cu versetul 16 și 17, Matei capitolul 8, 16 și 17, cuvântul Domnului spune: seara au adus la Iisus pe mulți îndrăciți. El, prin cuvântul lui, a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toți bolnavii, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: el a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Spun lucrul acesta pentru că foarte mulți, când citesc Isaia 53, se gândesc la păcate. Domnul a luat asupra lui păcatele noastre, dar nu, el zice că i-a vindecat pe toți și a scos din toți duhuri necurate ca să se împlinească Isaia. Asta este încurajarea mea, să creadă că Iisus este viu, că Iisus nu s-a schimbat, conform Evrei 13:8, el a rămas același, cum a fost acum 2000 de ani, este și astăzi acum cu noi și va fi și mâine. Dacă te atingi de el, dacă rostește un cuvânt prin noi, prin fratele, Dumnezeu își va lăsa Duhul lui acolo și va aduce vindecare. Frate Florin, haideți să începem rugăciune, să ne rugăm. Aveți, puteți să... apropiați acestea și... Aleluia! Haideți mai aproape. Aleluia, Iisus! Aleluia, Iisus! Tată scump și drag, îți mulțumim în această seară că avem această libertate ca în numele lui Iisus Hristos să putem veni în prezența ta, înaintea ta, slavă-ți-l, să cerem îndurare. Știu că ești mânat de o compasiune și o milă pe care noi nu o înțelegem. Da, da. Dar îți mulțumim că în dragostea ta mare, în această seară, poți să zici un cuvânt. Aleluia, și așa cum leprosul acela a înțeles că tu vrei, chiar vrei ca să-l cureți, aleluia, în seara asta cred că tu vrei ca toți acei care au scris aici sau vor mai scrie sau n-au avut posibilitatea să scrie, știu că în dreptul lor tu vrei vindecare, restaurare, mântuire. Tată, în mod special mă rog în această seară, de aici, din
locul acesta. Te implor ca în numele Domnului Iisus Hristos să te înduri de toți acei care fie că stau în genunchi, fie că stau pe scaun. Nu e importantă poziția trupului, ci importantă poziția inimii. Și mă rog ca în seara aceasta să lași să curgă din sângele Domnului Iisus pentru iertarea și mântuirea lor. Amin. Toți cei care au trimis aici că vor vreo cerere, că vor să fie mântuiți în seara asta, Doamne, acolo unde sunt ei, fă să te simt alături și mai mult decât atât, mă rog să te primească în inima lor. Amin. Mântuiește, Doamne, în seara aceasta cei de mântuit. Amin. Salvează, eliberează din orice robie. Personal mă rog în această seară pentru că eu cred că toți cei care ne ascultă și toți acei care cer și solicită ca Tu să schimbi viețile lor, ca Tu să-i naști din nou, ca Tu să-i umpli de Duhul Sfânt, să le ierți păcatele, să le vindeci boalele, ei pot. Și mă învoiesc împreună cu fratele Fănel, cu fratele Tudor. Și credem, Doamne, că în seara aceasta se întâmplă minuni. Acolo unde sunt ei, fie că ne urmăresc la televizor sau pe internet, în numele lui Iisus Hristos, în ungerea Ta divină, care curge, Doamne, peste viața lor. Prin credință, Doamne, pentru că am vorbit de credință, prin credință, în numele lui Iisus Hristos, să primească iertare, să primească eliberare de sub orice robie, de sub orice viciu, de sub orice patimă. Amin. Și în seara aceasta, Doamne, mă rog din toată inima ca ei să se ridice plin de pace, plin de putere, eliberați, liberi în Iisus Hristos de a te urma pe Tine, de a sluji pe Tine, de a avea viață nouă, plină de pace și de bucurie. Îți mulțumesc că ne asculți. Îți mulțumesc că ne asculți. Aleluia! Tată din ceruri, vin înaintea Ta așa cum Domnul Iisus ne-a învățat. Și vreau să-și cer ca voia Ta, care este clar că este o voie bună, este plăcută, este perfectă, este desăvârșită, este completă. Crede. Mă rog, Doamne, ca voia Ta, care spune în locul bolii, spune vindecare, care spune în locul depresiei, spune bucurie, amin, care spune în locul legăturilor demonice, spune libertate, amin, prin Duhul Sfânt. Amin. Doamne, voia Ta este ca soțul și soția să fie împreună. Amin. Acolo unde legământul căsniciei este atăcat, noi spunem, Doamne, protecție în numele lui Iisus Hristos, restaurarea relației de soț-soție, Doamne. Amin. În numele lui Iisus, păzirea legământului, în numele lui Iisus. Amin. Doamne, noi rostim voia Ta, Doamne, voia Ta peste finanțe, rostim voia Ta, Doamne, peste neputință, tot ceea ce diavolul minte, noi aducem adevărul Tău, Doamne, care spunem că Tu ești un tată bun, un tatăl luminii și de la Tine, Tată, vine orice dar de săvârșit. Tată din ceruri, mă rog ca împărăția Ta să vină chiar acum. Amin. În numele lui Iisus Hristos. Mm-hmm. Împărăția Ta să vină chiar acum peste toate scrisorile, peste toate cerurile, în numele lui Iisus Hristos. Și orice atac demonic, orice legătură, orice influență, orice contraatac din împărăția Întunericului, noi spunem în numele lui Iisus Hristos este făcut fără putere. Amin. Este făcut fără putere. Dacă Iisus, Domnul nostru, a putut rosti un cuvânt de la distanță și bolnavul a fost vindecat, cel legat a fost eliberat. Asta spune și noi. Amin. Acolo unde ești, omule, acolo unde ești, bărbate, femeie, copile, în numele lui Iisus Hristos noi proclamăm peste tine libertate. Amin. Eliberare. Amin. De orice legătură, de orice constrângere. Dacă Hristos a decis ca tu să fii liber, fii liber în numele lui Iisus. Fii liber prin sângele lui Iisus. Fii liber prin jertfa lui Iisus. Rostesc vindecare peste orice ochi care nu vede. Ochiul care nu vede să înceapă să vadă. Amin. Prin puterea sângelui Iisus, pentru împlinirea Isaia 53. Așa cum Iisus a vindecat pe toți bolnavii, noi rostim, El este același și astăzi. Acolo unde stai, acolo unde ești, noi rostim vindecarea. Amin. Rostim vindecarea în lui Iisus Hristos, câștigată prin suferința Lui, prin moartea Lui, prin rănile Lui, în numele atotputernic al lui Iisus Hristos. Mă rog acum pentru boala de inimă, acolo unde inima are dureri, chiar acum, Duhul Sfânt, vino Tu și împlinește, adeverește conform Marcu 16, cuvântul
întărește-l prin semne și minuni. Amin. Vindecă acea inimă. Amin. Vindecă acea inimă programată pentru operație. Vindecă-o prin puterea ta. În numele atotputernic al lui Iisus. În numele atotputernic al lui Iisus. Mă rog pentru acea persoană cu gânduri de sinucidere. În numele lui Iisus Hristos, Duhul Sfânt, mă rog ca tu să aduci Duhul lui Hristos, Duhul vieții. Mă rog ca orice duh de moarte să-și ia mâna de peste mintea acelei persoane. Și rostesc viață în locul morții. Rostesc viață în locul morții. Rostesc biruința lui Iisus Hristos. Rostesc un viitor și o nădejde. Rostesc un plan care este bun, care vine din partea lui Dumnezeu. În numele lui Iisus. În numele lui Iisus. Aleluia. Aleluia. Poate, Florin, poate pentru persoane care doresc copii. Aleluia. Tată, noi credem. Aleluia. Credem că tu ai putere, Doamne. Și puterea este la tine și cuvântul tău e plin de viață. Da, Doamne, cuvântul tău să dea în această seară credință. Amin. Pentru că prin nu ne îndoim, Doamne. Ci credem că ai putere, Doamne, de a da pântecului fertilitate. Amin. Și dacă sunt familii care își doresc copii, prin credința în numele lui Iisus Hristos, să anul viitor să aibă bucuria. Amin. De a-și ține copiii în brațe. Amin. În chiar lui din Iisus. Seara aceasta, Doamne, cuvântul Iisus, este Doamne. Proclamat în numele și Iisus. Cuvântul tău, Doamne, să-i atingă pe cei doi, ca prin credință ei să beneficieze de această binecuvântare. Ne ridicăm împotriva oricărui diabet, sau cancer, sau leucemie. Amin. Indiferent de boală, Doamne, știu că Tu ai creat organismul omului. Și în această seară, Doamne, cuvântul Tău este de a smulge și de a scoate de acolo orice întăritură, orice a sădit diavolul să fie smuls în numele lui Iisus Hristos. Ca slujitori al Tăi ne ridicăm împotrivă și smulgem și îngenunchem în numele lui Iisus Hristos orice putere demonică, amin, de a robi, amin, de a aduce dureri, amin, de a crea stări, amin, și în numele lui Iisus rostim în seara aceasta, amin, vindecare, amin, vindecare, amin, așa cum Hristos a zis, aleluia, da, voiesc fi curățit, da, voiesc în seara aceasta voia ta, Tată, amin, pentru curățirea fiecărui trup, aleluia, de boală, pentru curățirea fiecărei minți, aleluia, de tot felul de nebunii, aleluia, de schizofrenie, de depresie, da, în seara aceasta, numele puterea Duhului Sfânt, Doamne, care ajunge, aleluia, în orice familie, în orice, amin, casă, amin, acolo unde, amin, unde ne urmăresc. Vino, și eu cred, aleluia, și ne-am învoit. Da. Ai spus că dacă sunt doi sau, amin, trei să ceară un lucru, vor avea. Noi îl avem în această, amin, seară în numele lui Iisus Hristos. Aici, la Alfa Omega, amin, dar și oamenii, amin, în casele, amin, lor. Și îți mulțumim că, amin, ne asculti, îți mulțumim, glorie ție, slavă numelui tău. Aleluia. Aleluia. Timpul a trecut foarte repede și avem 10 minute cât timpul acest timp ne mai permite să fim în emisiune. Mai avem câteva spoturi, dar cred că nu este timp să le atingem. Însă aș vrea să nu ieșim din această emisiune fără să mai adăugăm două rugăciuni. După cum, la data când realizăm această emisiune, poate va fi reluată peste câtva timp, mai sunt câteva zile până când și în România, ca și în alte țări, se sărbătorește Halloween-ul, o sărbătoare cu conotații demonice. Și, din păcate, copii, tineri, chiar din zonele evanghelice, sunt supuși cu forța sau fără să-și dea seama prin programele școlare sau la grădinițe, la programe care, la activități, evenimente care au o conotație evident nebiblică, nedumnezească. Și în același timp aș vrea să ne gândim la un moment de rugăciune ca aceste influențe să fie limitate și părinții, să profesorii care știu ce înseamnă acest lucru să aibă o poziție și să influențele acestui gen de sărbători păgâne, să fie efectele acestora să fie limitate. Și după aceea vreau să rugăm și pentru România, poate mai altfel. Cred că am programat peste situații, peste persoane, peste familii, multe lucruri, dar cred că e timpul să vorbim de bine și țării noastre. Acum, în toamna, pe sfârșitul acestui an, ca niciodată, cum spuneați aici, să ne rugăm și pentru România și conflictele din afară. România este într-o situație destul de delicată. Din păcate, frământările interne ale țării aproape că nu mai lasă loc pentru a ne gândi strategic la viitorul, la planurile pe care doamne pentru România. Dar sunt oameni în fruntea acestei țări, care cred încet, încet prind voia Domnului pentru această țară și să ne rugăm ca curățirea, sfințirea acestei țări să continue.
ca corupția să fie eradicată. Cum vă va călăuzi Domnul în acest gen? Dacă aveți de spus câteva cuvinte înainte de rugăciune, să, pentru că mai avem 2-3 minute până trebuie să ieșim din emisie. Halloween, tot în contextul, poate n-am putut discuta destul de mult despre vorbele noastre, despre legături de blestem care se pot arunca, despre folosirea în practici vrăjitorești a cuvântului în sensul pervertit. Poate câteva gânduri despre aceasta ca să ne putem ruga și pentru Halloween și efectele lui. Da, eu aș vrea să îndrept legat de ce a spus legat de țara noastră. Îmi place să cred că în ciuda oricărei circunstanțe în care noi trăim și ne doare pe toți partea economică, aș vrea să cred că în curând în țara noastră putem să vedem schimbări majore. Și asta pornește de la noi credincioșii. Eu cred că, indiferent, vorbesc în mod special de cei care cred în Hristos și îl urmează pe Iisus în viața de zi cu zi, eu cred că nu trebuie să-L mai limităm pe Dumnezeu față de un premier sau de un președinte sau de un partid sau de o culoare. Pustia a fost mai grea și mai lipsită de resurse decât este națiunea noastră acum. Și totuși Dumnezeu le-a permis poporului, prin grija care El le-a purtat, să mănânce vânat, ceea ce numai la restaurantele scumpe mănânci prepelițe. Mă rog, Dumnezeu poate să facă asta cu națiunea noastră, cu copilul Dumnezeu. Eu am pe inimă, în mod special, oamenii de afaceri credincioși care trăiesc cu Domnul, umblă cu Domnul și pentru că am fost implicat în domeniul afacerii, știu că e o luptă fantastică să fii corect și să-ți meargă și business-ul. Și aș dori să văd în națiunea noastră oameni de afaceri care vor îndrepta ochii necredincioșilor spre ei și vor spune: Dumnezeu este cu tine. Eu cred că asta se poate. Eu cred că asta Dumnezeu poate să ridice în felul acesta vizibil, în care oamenii să spună: da, Dumnezeu este cu voi. Pentru că, vedeți, dacă noi suntem încărpiți și îmbrățișăm această doctrină a sărăciei, da? Da, Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu nu vrea să avem cutare și cutare și ridicăm la nivel de virtute sărăcia și suferința. Eu cred că nu vorbesc despre o evanghelie a prosperității, vorbesc despre o evanghelie a binecuvântării. Da? Dumnezeu, Iisus începe creștinismul cu predica de pe munte, pe care și fratele Florin a citat-o, Matei 5, 6, 7, începe cu ferice, care înseamnă binecuvântat. Binecuvântat este, binecuvântat este, binecuvântate. Așa e creștinismul în ochii lui Iisus. Adică, ca eu să fiu răspunsul pentru cineva, eu trebuie să am acel ceva. Indiferent dacă este vorba de viață spirituală și așa. Și eu cred că trebuie să fim binecuvântați ca să putem binecuvânta. Și asta mă îndrept spre poporul Dumnezeu. Asta e rugăciunea mea și dorința mea pentru națiune. Tu să exprimi o scurtă rugăciune. Și da, vorbeam înainte de a intra în emisiune că și noi credem la Alfa Omega și ne-a vorbit Domnul despre asta, să facem ce ține de noi, să îndemnăm poporul Domnului să-și reconsidere și prioritățile în administrarea finanțelor și credem că într-un viitor Dumnezeu vrea și ne-a și spus asta, ca toate lucrările Lui, lucrările de biserică, de evangelizare, de misiune, să fie susținute din interior, din România. Și cred că Dumnezeu ridică și România o clasă de oameni, nu neapărat și oameni de afaceri de mare calibru, dar și familii care să sprijine și să, în integritate, lucrarea Domnului. Și atunci influențele demonice, cum vorbeam de Halloween și de alte lucruri, că nu o să aibă niciun efect. Mai avem 3 minute, dacă mai aveți un gând, frate Florin, noi am pregătit în caz că și o scurtă înregistrare de la Rugul Aprins, poate că o să chiar încheiem în final emisiunea cu acel video de 2 minute, dar să ne rugăm pentru aceasta, pentru țară, cum Dumnezeu vă călăuzește, bineînțeles să și proclamăm, să binecuvântăm țara, să vorbim de bine, în ce domenii Dumnezeu vă călăuzește. Facem asta pe ultimele 5 minute ale emisiunii. Haideți. Tată din cerul, vreau să mă rog pentru națiunea în care Tu ne-ai născut, ne-ai adus. Îți mulțumesc pentru țara mea, îți mulțumesc pentru România, îți mulțumesc pentru că m-ai pus într-o țară atât de minunată, atât de diversă, Doamne. Știu că Tu ai un scop special pentru țara noastră. N-ai pus-o degeaba să fie poartă a Europei. Doamne, mă rog ca
această poartă a Europei să nu fie doar o poartă pentru invazii, așa cum a fost în istorie. Mă rog, pentru o poartă a invaziei al binecuvântărilor spirituale. Amin. Amin. Mă rog în numele lui Iisus Hristos ca această poartă să fie nu o poartă a islamului, nu o poartă a întunericului, ci o poartă a luminii. Amin. Către Amin. Europa. Mă rog în numele lui Iisus ca orice plan stabilit în ceruri. Eu știu că tu ai planuri bine stabilite în ceruri pentru fiecare națiune. Amin, Doamne. Mă rog și mă unesc cu frații mei în această Amin. Seară Amin. Ca tot ceea ce este scris în ceruri, în ciuda oricărei circumstanțe ne-am aflat, mă rog ca orice plan, din punct de vedere spiritual, economic, politic, mă rog să fie împlinit. Mă rog în mod special pentru oamenii de afaceri, credincioși, care umblă cu tine, care cred în tine, care trăiesc pentru tine, care vor să fie corecți. Și sistemul birocratic din țara noastră îi împiedică, îi sufocă și afacerea lor nu poate să crească. Doamne, rostesc matematica ta, Doamne, peste afacerea lor. Amin. Matematica ta nu are de-a face Amin. Cu matematica noastră. Economia ta nu are de-a face cu economia noastră. Rostesc binecuvântarea ta. Amin. Surplus, Doamne, ca oamenii de afaceri creștini să fie susținători de răspândirea Evangheliei, de plantare Amin. De biserici, de Amin. Ridicarea clădirilor pentru biserici, de susținerea posturilor de televiziune creștine din România, a editurilor. Doamne, vreau să trimiți, Doamne, oameni care sunt născuți în națiunea, în națiunea aceasta și trăiesc în națiunea aceasta, ca ei să fie o sursă de binecuvântare pentru lărgirea împărăției tale. Amin. În numele lui Iisus m-a rugat. Amin. Tată, vrem să binecuvântăm țara noastră. Da, da. Dacă aici ne-am născut, noi credem că a fost planul tău. Da, da. De aceea, ca lucrătorii tăi, ca slujitorii da. Tăi, chemăm binecuvântarea lui Adonai peste Amin, România. Amin, amin. Să fie binecuvântată în primul și în primul rând spiritual. Da, da, și în sensul acesta, Doamne, fă să se rupă orice legătură Amin. A vrăjitoriei, a ocultismului. Mai ales acum, Doamne, când suntem în săptămâna aceasta, unde fierbe da, cu Halloween-ul, da, da. În numele lui Iisus Hristos, acest demon al morții, să cadă la pământ și în tăritura lui, să fie distrusă, Doamne. În numele lui Iisus, noi vrem peste România viață, nu moarte. Da, noi vrem peste România răspund, bunăstare asta și vrem, nu Doamne. Sărăcie. Noi rostim peste România libertate vrem, Doamne, și prosperitate din toate punctele de vedere. Iisus. În numele lui Iisus Hristos, Doamne. Doamne. De aceea îți mulțumim că de aici, în seara aceasta, vrem să se întindă, Doamne, de la est la vest, de la nord la sud, Amin. Peste țara noastră. Amin. Binecuvântarea Amin. Ta, Doamne. Binecuvântare în orice domeniu al societății. Binecuvântare peste familii. Binecuvântare un mediu de afaceri. Faceri, binecuvântarea ta în școli, Amin. În armată, Amin. În Ministerul de Amin. Interne, Amin. În spitale, Doamne. Fă ca numele Tău să fie proslăvit. Fă ca numele Tău, Doamne, să fie Hallelujah. Înălțat. Vrem da. Așa de mult, Doamne, ca rugăciunile să nu se mai spună pe străzi, numai la evenimente de război și câți vărsări da, de sânge. Doamne, ce vrem ca rugăciuni să se spună pe străzi, în parcuri, în case de cultură Amin. Și peste Amin. Tot. Și acum, Doamne, când avem libertate. Da. De aceea chemăm numele Tău, Doamne. Chemăm Amin. Numele Tău peste România. Da, vrem, da. Doamne, o mare binecuvântare Amin. Din punct de vedere financiară, ca să nu mai depindem de organizații Amin. Internaționale, Amin. Ci Amin. Să depindem Amin. De Tine, Doamne. Amin. De aceea întinde-ți mâna, da, pentru că Iisus. Tu ai spus că cine se da, încrede Iisus. În Tine Te va născoci planul. Te rugăm, și țara noastră e bogată. Țara noastră are da, resurse, Iisus. Doamne. Mulțumim, tu ai plasat-o într-un mod strategic aici. În numele lui Iisus Hristos cerem pace Amin. La granițe, Amin. Cerem binecuvântare, pace, Doamne, Amin. Peste vecinii noștri. Amin, nu știm, Doamne, care sunt strategiile Sânge, celui Sânge. Rău și al întunericului, Cure, dar noi cerem strategiile Amin. Luminii. Amin. Cerem în Iisus. Seara asta, Doamne, ungerea ta în divină, brațul tău care Iisus. Să protejeze România și în orice structură acestei Iisus. Societăți să intre Duhul tău cel Sfânt, rugăm, schimbând Doamne. Oameni, schimbând oameni. Amin. Tată, îți mulțumim că ne asculți în această seară.
seară, am curajul să cer din partea ta, Doamne, ca orice intenții malefice, demonice, prin anumiți oameni să n-aibă nicio putere. Legăm în această seară puterea celui rău ca să nu se mai dezvolte peste România și eliberăm peste România puterea ta, Doamne, prin biserică, puterea ta prin Evanghelie, puterea ta prin Duhul Sfânt, Doamne. Tu ai aceasta și îți mulțumim că ne asculți. Te-am rugat, Tată, în numele lui Iisus Hristos și credem că ne asculți. Amin. Aleluia. Amin. Amin. Aleluia. Frate Florin Șerban, frate Florin Dan, mulțumesc pentru această seară specială, o seară de rugăciune în care nu numai că am vorbit despre puterea cuvântului rostit, dar ne-am și rugat și am și crezut că cuvântul Domnului este viu și lucrător. Amin. Aceasta a fost o emisiune specială, Puterea Cuvântului Rostit. Vă așteptăm și alte emisiuni în direct. Până atunci, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Amin. Că ieși la fix, mai avem jumătate de minut. Că de obicei tot depășim. Am vrut să mai pun la...